Da. Mulțumesc. E puțin, da? Deci, dăm citire ordine de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Vâlcea, județul Bacău. Inițiator primar Ciorarul Gheorghe. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind susținerea declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Inițiator, consilier local Dan Pirone. Întrebări și interpelări. Cuvenim cu propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Un proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiții, extindere rețea aeriană, 0,4 kW iluminat public, zona PTA 1, Răcătău de Jos, satul Bazga, satul Răcătău Răzești, comuna Răzești de Subacău, extindere rețea electrică aeriană 0,4 și iluminat public, zona PTA 1, satul Solodor, comuna Răzești. Deci, votăm prima dată ordinea de zi și apoi suplimentarea, nu? Da, nu, dau procesul de doamne. La punctul 1 au fost emise, dacă vreți să vă notați, dacă nu... Spuneți, da. A fost o întrebare către domnul primar, l-am întrebat dacă în cel mai scurt timp va fi posibil să apară pe seama toate cheltuielile. Domnul primar a răspuns că da, o să apară toate, chiar a subliniat toate. Eu zic că e important să apară lucrul ăsta în procesul verbal, pentru că domnul primar și-a asumat niște lucruri. Dar apare faptul că nu apare? Nu. Deci lucrul ăsta nu există. Da, da. Eu știu că am trecut. A spus că da, ne dorim să apară sau da, să apară este, toate. Știu că este. S-ar putea să fie altă formulare. Ok. Și un lucru care chiar nu apare aproape deloc, e vorba de la diverse, unde s-a discutat despre problema puberelor. Domnul primar a afirmat că nu se concasează nimic pentru gunoiul de la gunoiul referitor la suma de 4.000 de persoană. Okay. Domnul consilier Prisecaru a intervenit și a spus că vă contrazic, domnul primar, mulți s-au plâns, eu am plătit deja, după care au urmat intervenții ale domnului Tufescu, ale domnului Tudulică, a mea, acolo 5 minute de ședință, nu apare nimic. Sunt momente în care dacă toată lumea vorbește. Dacă eu le-am zis, deci nu e... Eu încerc să extrag, dacă aceeași idee o spun 5 consilieri în același timp și am trecut-o... E vorba că e o problemă care e de ceva timp la noi cu puberele și chiar... Deci în momentul pe diverse când s-a discutat despre pubere, da? Atât. Păi s-a votat. Nu. Mai este mai sunt comentarii? Bun, supune la vot atunci procesul verbal de la ședința precedentă. Cum se procedează cu modificările astea? Le faceți? În genere eu le refac, pentru că atunci când cineva îmi semnalează, iau filmarea, fac cum este, domnul președinte mi-l semnează procesul verbal și pun... S-a întâmplat într-adevăr odată și a rămas cel vechi, dar cel semnat de președinte este cel în forma modificată. De fiecare dată să le modific. Asta vă garantez. Atunci rămâne să-l modificăm, să-l votăm după aia sau votăm? Nu, eu zic să putem să punem la vot și... Cu modificările... Și până la dată când semnați dosarul de ședință, și vă uitați acolo dacă îl modificați. Spune procesul verbal de la ședința de azi, se completează... Da. Și după seama... Bun, hai să punem la vot. Cine-i pentru? Abținere pe altceva? Ordinea de zi, să supunem la preaprobare prima dată ordinea și apoi suplimentarea. O secundă, mă scuzați că la Gâlea Petră, pentru că ordinea de zi am semnat. Cineva este o eroare sau... Poate a mers cineva, da. Deci Gâlea Petru este absent, da? Însemnă că... Unii să nu întrebări. Iată și absent. Domnul secretar, și aici nu știu dacă
trebuie să ne sesizăm noi sau să vă sesizați dumneavoastră, domnul Gulei, de la a treia ședință. Da, tocmai de aceea am întrebat. Mai lăsăm una sau două. Conform legii 215, după două ședințe, dacă este absent de motivat, trebuie să spunem. După două ședințe se iau măsurile conform regulamentului și la a treia. De aceea aș întreba, ca să am o semnă bună. Vă supunem la vot ordinea de zi, prima dată. Cine este pentru ordinea de zi? Și acum să supunem la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Bun, dăm începere la primul proiect. Da, poate un expunere. Așa, toată chestia n-am. Deci, expunere de motive privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cortești de Săbacă, conform prevederilor legii numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificările și completările ulterioare, pe cum și ale legii numărul 215/2001 privind administrația publică, de publicată cu modificări și completări, domeniul public al municipiilor și comunei este alcătuit din bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local. Dacă nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. În urma lansării proiectelor alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în satele Suhodor, Recea, Galei, Jăgătorul Zeci, Jăgătorul de Jos, Basta, Comuna Hogeș, de Bacău, și a parteneriatului cu Asociația Terdezom, s-a constatat impetuos necesar actualizarea datelor cu privire la parametrii bunurilor aflate în domeniul public. Cu ocazia întocmirii documentațiilor cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate asupra drumurilor Sătești din domeniul public al Comunii, s-au constatat diferențe față de datele cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Hogeș, județul Bacău, în ceea ce privește lungimea, lățimea și vecinătățile drumurilor Sătești. Modificări care sunt descrise în mod detailat în proiectul de hotărâre. De asemenea, s-au constatat diferențe în ceea ce privește numărul pozițiilor existente la nivelul Comunei, acesta fiind actualizat. În ceea ce privește suprafața de teren, partea domeniului public al Comunei în Hogeș, Dățul Bacău, s-au constatat diferențe în ceea ce privește terenul pe care se află amplasate următoarele obiective: școala P+1 Hocești, grădinița Răcătău, grădinița Hocești, dispensarul uman Răcătău, școala Răcătău, școala Suhodor. Precizez faptul că aceste diferențe au apărut datorită evoluției tehnice de măsurare, noile măsurători făcându-se în baza sistemului de proiecție stereo 70. Pasajele arătate mai sunt că sunt îndeplinite condiții de legalitate și oportunitate și propun Consiliul Local pe aprobare prezenta hotărâre, proiectul hotărârii în forma și conținutul pe care v-am prezentat. În mare, vă pot spune ca prioritar sunt cele două proiecte. S-au făcut tabulări la drumurile unde vine alimentarea, proiectul alimentare cu apă și canalizare și atât cât și la obiectivele în care avem proiectare, adică avem parteneriatul cu Fundația Terdezom, în care au fost diferențe mari între ceea ce aveam noi în domeniul public, în inventarul domeniul public și ceea ce a ieșit în urma măsurătorilor făcute în perioada respectivă. De aceea trebuie modificat pentru a prezenta ca situația reală a urma măsurătorilor. Respectiv, urmând să continuăm, și am avut o discuție, dar o să discutăm și la diverse, pentru a am întâmpinat probleme atât și la celelalte drumuri din cadrul comunii, unele nemăsurate încă, și unele care nici nu apar în domeniul, în inventarul domeniului public. Dar o să discutăm la diverse acel obiectul în alte discuții. Mulțumesc! Da. Cine
și scrie la cuvânt în acestui proiect. Și vrem să primordească eu. După președinții comisiei să scrie. A, președinții. Așa vrea. Să fie el prim. Da, spune-ți tu comisie. De ce mă e prim? Sunteți secretar și pentru președinte. Faci oameni și mintim. Faci oameni care în sat. Hai, celălaltă comisie, domnul Mitică. Da. Noi, de principiu, avizul este favorabil. Și problemele care le-am sesizat, sau le-am sesizat membrii comisiei, urmează fiecare să le expună că în cazul lor e la cuvânt. Nu sunt probleme deosebite care sunt. Dar sunt totuși niște idei. Da, învățământ. Abifal. La comisia juridică tot favorabil. Dacă nu-i președintele, nici nu auzi de asta. Bun, chiar să începem, ne prim la cuvânt. Cine mai dorește să fie cuvânt? Să mă gândesc. Așa scrie și eu, dacă dumneavoastră a acceptat. Da? Mai e cineva? Domnul Căiasu, nimic? Neapărat. Bun. Atunci aș începe eu. Când am început inventariez domeniul public, am găsit lipsă în satul Gorgești, ulița de la Budău până în capătul uliții nu e lițiat din inventarul public, precum și monumentul din centrul satului. Pentru că sunt prinse multe chestii aici, dar pe Hărgești cam puțin. Deci monumentul din centrul satului nu este în inventarul domeniului public. Dacă tot facem un inventar, aș dori să mai adăugăm. Deci o capăt de uliță efectiv lipsește. Nu e uliță nouă sau... Întâmplător am constatat că am crescut pe ulițe care nu e în domeniul public. Cam atât. Cam târziu ai constatat. E bun și mai târziu decât eu. Da. Da. Mulțumesc. La elementele de identificare de era vindea care era domnul primar, nu poate mi-e fi să-i gândi din vedere. N-am citit cu atenție, știu, tot m-am uitat. Nu văd... Părțiunea de uliță de la biserica de la Mazil până jos, la intersecția, unde spuneți dumneavoastră acolo, că se intersectează cu casa parohială. Nu știu, poate n-am văzut-o eu bine, dacă o găsiți la o poliție, voi chiar vă rog să-mi arătați. M-am uitat și nu am înțeles. Este și intră de la poliție, este de la poliție. Da? Nu este selecția domeniului și se informa și acum asta. Este o completare. Este o completare. Ceea ce este deja nu are cum să facă. Era bine că era și vorbesc cu ce este deja. Să putem forma o idee. Eu cu ce am spus știu sigur. În Vorgele, monumentul care e în centrul satului de ori. Asta nu e în domeniul cu bine. Poate cineva să nu-i spune. Da, l-am inventat lui. Am văzut. Da, spuneți. Să vadă. Asta n-am înțeles. Bine, inventarul ăsta a fost făcut în 2001 și la el am lucrat pe echipă formată din două persoane. Una s-a aflat în sală, una nu e aici. Deci am scos de pe planul cadastral, de pe toate drumurile, măsurate cu rigla, lățimea și lungimea și înscris în inventar. Inventarul a fost însușit de Consiliul Local și aprobat în hotărâre de guvern. Acum, nu văd de ce să fac atâtea tragisme, că nu-i trecut cu tare, că nu știu ce s-a întâmplat, că vai de mine închide cineva. Pentru că domeniul public, care sunt
caracterul juridic al Partidului Republican în lege. Este insesizabil, imprescriptibil. Nu vă speriați, domne, că nu vă iau ulița pe care ați copilărit. Puteți face și o poezie cu ulița copilării mele. Dar nu voia nimeni. Și lipsește, într-adevăr, și ulița de la pod Tamarșa până la Andru Vasării, poate așa e, da? Urmează să se completeze. Să facă propuneri. Așa. Monumentul din centrul satului, nu știu dacă este de utilitate publică, este monumentul Bisericii Catolice. Domeniul public. Dacă este de utilitate publică, să-l scrie în domeniul public. Care-i problema? Așa. Dar nu e acum să facem. Deci, astea ar fi problemele și diferențele de lungime și lățime erau și normale, unde când se măsoară cu aparatul, se aduce la plan. Nu cum mai pune rigla și cu asta. Deci este o lucrare care, într-adevăr, este o lucrare destul de mare, făcută de specialiști din primărie care sunt acum pe domeniu, pe, și pe cadastru, și pe, la urbanism. Și este foarte bine, este și normal că în momentul când se aprobă un proiect, se întăbulează. Și ca să întăbuleze, trebuie făcută schiță, documentația cadastrală. Și documentația asta trebuie făcută pe toată comuna și pe satul Borgeni. Și atunci, probabil, urmează să se completeze. Ce nu am înțeles eu, a rugat o poziție, nu știu care, la... și a rugat poziția 67. Și pozițiile, se abrogă pozițiile 67 și 125. La ce se referă astea? Că nu am... Că dacă e 67, s-ar putea să fie pe orice. Da. I-au dat altă denumire, deci... din punctul nostru de vedere, l-am făcut drum sătez, deci la poziția 67 era drum sătez de pământ în satul Licea, de la Bărbiru Toader, la Turculeț Constantin. Da, noi, în locul respectiv, venim cu... o altă poziție care vine de la podul de fier până la bărbierul. Deci au prins o altă porțiune, adică i-au dat o mai mare porțiune de... Da, 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 mai alte puncte, alte repere. Da, alte repere, da, alte repere. Și poziția 125? 125. Imediat. O să lucrăm cu clientul, nu știam de la asta. Nu știu. Ai fost la locuință directă. Locuință directă da. La Răcătău, nu? Nu. Dar unde? La Vorgești. În satul Vorgești, construite de după aia, s-o modificat suprafața. E situată în satul Horgești, construită din paiată cu vecini la nord, după Măcăială... Înseamnă că urma la modificări. Acum, dacă totuși urmează să abrogați o poziție, părerea mea este că era bine acum, dacă nu se poate face și altă dată, să abrogați poziția unde este înscrisă școala Bazga cu terenul aferent, pentru că aceasta a fost retrocedată conform legilor, codului funciar, cotilor proprietari și nu mai funcționează, de așa nu mai... Și când o să... Capul de uliță și monumentul nu se pot introduce? Ca să vă pot răspunde, dumneavoastră v-ați găsit numai un capăt de uliță. Eu am găsit 13 capete de uliță. Da, avem un proiect, Să le facem rugămintea încă o dată. Discutăm la diverse toate chestiile astea, să le prindem, sunt ulițe netrecute. Domnul primar, dar noi am depus, comisia noastră, depus o propunere. Da. De completarea inventarului și urmează ca atunci formularea să fie Consiliul Local și însușește propunerea și să trimite, să face proiect de hotărâri de Consiliul Județean și să aprobă prin hotărâri de guvern. Inventarul ăsta e aprobat prin hotărâri de guvern. Asta e, vrem să completăm, dar
Vreau să discutăm o diversă, deci asta se referă în modificările care le-am făcut pentru proiectele respective. De asta o să vedeți numai drumurile respective și obiectivele respective pentru grupurile sanitare. Urmând ca să completăm tot registrul. Pentru că ați plăcut proiectul. Mi-a cerut proprietatea și nu făceam dovada proprietății. Când au venit cu intabularea, am găsit 2400 în loc de 800 sau 900 cât aveam noi. Sau 2000, la 2400. La căminul repetor și la altă, n-ar trebui modificare, că noi acolo am făcut documentații cadastrală. Da, făcut. Școala 10, toate le-am făcut, chestul. Păi n-avem. Școala 10 a zis că nu, e făcută, totul. Unii sunt făcute, nu avem probleme. Da, dă-mă. Noi, în anexă, de fapt, nu avem tot inventarul. Inventarul nou? Da, pentru deci începem de la numărul de criteriu 60, începem de la poziția 60. Deci să înțeleg că până la 60 nu s-au modificat și lucrurile astea. Nu. Până la 60 nu s-au modificat, pe excepția celor care apar pe articolul 2, poziția... Da, școala Hărgești... Da, 67 și 125. Bun, totuși aici se zice că la articolul 4 că se completează cu pozițiile de la 222 la 272. Articolul. Iar noi avem doar până la poziția 266 în anexă. Nu avem până la 272. Să vă rog să verificați. Ultima poziție, 266. 266, da. La 266. 66, da. Ce este alea să... Da. Și dacă tot s-a venit cu propunere, nu ar fi o idee bună de adăugat în inventar și fântânile care sunt în domeniul, care sunt în domeniul public? Pentru că mai sunt unele litigii prin satere. Cred că știți foarte bine, vă spun. Chiar mai înainte am avut, au fost doamna viceprimar acolo. Nu sunt. Nu, dar am avut și podețe, și poduri în piață. Dar fântâna din centrul satului, de la median, cum îi spune, nu există? Nu avem nicio fântână, nu există. La legătorii lor există. Știm și problema de acolo. Ar fi bine, ar fi, deci eu sugestie foarte bună și o idee foarte bună, în momentul când venim. Și când, dacă acum se face modificare? Nu, asta n-ați înțeles. Noi modificăm asta numai pentru urmă. Continuăm. Deci, încă o dată, vreau să vă spun, dar acum haideți să discutăm, am zis că discutăm la diverse. O să facem pe comisii, că suntem consilieri din fiecare sat, cu cei de la urbanism, cu pugul în fața noastră și discutăm. Drumul ăsta e prins, ăsta nu-i prins, ăsta e prins, ăsta nu-i prins. Noi am pornit cu chestia asta și când am văzut că la Hărgești am găsit 16 drumuri sătești care nu-s prins în domeniul... Ne-am oprit la un moment dat, am zis, domnule, nu se poate, haide, așa de multe. Și am zis, haide să ne luăm bucată cu bucată, drum cu drum, să vedem, este prins, nu este prins, este prins, nu este prins. Și o dată, v-am spus, o să facem... O să convocăm comisiile pentru luna viitoare, mai devreme, cu o oră, două, să ne spun, sau ne întâlnim cu toții cu o oră înainte de ședință. O zi, două înainte să discutăm, luăm sat cu sat, bucățică cu bucățică, ca să detregem fântâni, tot ce poate completăm. Mai documentat urbanismul decât consilierii toți. Da, poate urbanismul nu știe drumul respectiv. Adică ca să avem un cuvânt dispus cu toții, să ne adunăm la o masă rotundă cu toții, dar dumne, hai, drumul cu tare la cu tare, drumul cu tare la cu uite, nu-i prins. Poate nouă ne scapă sau celor de la urmă ne scapă. Și atunci am zis, haide să facem, ne strângem cu toții, să băgăm asta ca urgență, să dăm drumul la cărțile funciare pentru proiectul respectiv și după aia să facem tot, că până la urmă trebuie luat, sincer vă spun, după cât la experiența pe care am făcut-o acum, trebuie luat bucățică cu bucățică orice poziție din vechiul inventar.
pentru că v-am spus, e făcut la, exact cum v-a explicat domnul secretar, așa, unde așa, așa, s-a ajuns acum, când a venit cu stereo și a pus teodolitul, ies alte dimensiuni, logic și normal. Ne-am pus un drum de 6 metri și el are 4 metri la ora actuală. Sau invers, poate. Nu cred. Dar invers nu cred, da. Deci asta vreau să vă explic. Deci asta este ca idee, v-am spus, vreau să discutăm la punctul de diverse, să ne întâlnim cu o zi înainte, cu două, într-o zi de sărbătoare, să fie sărbătoare, înainte, domnule, să ne întâlnim și ne spunem părerea fiecare și o așteptăm pe hârtie, ca noi să avem timp să punem în proiectul de hotărâre și să-l discutăm în ședința următoare. Cu completare, cu tot, cu tot, cu tot. Mai are cineva ceva de adăugat? Atunci, primul proiect, cine este pentru? Amendamentul. Două amendamente chiar. Două sunt. Două. Știi cum vedeți. E mai dur decât președintele președinte. Nu-ți mai dur, mă, dar interesul nostru să cuprind de ceea ce am vorbit deja, mă, ceva. Da. Și destul de pertinente amendamentele, așa că... Păi, era unul de lucru. Ce-l făcut? Au două secretari și era al tău. Ceva concret. A, și cu... Modificarea articolului 4. Da, modificare. 266, nu de 272. Și celălalt amendament al unui secretar. Nu v-ați notat un greșit? Așa. Cu școala de la... Cu școala de la bază. Modificarea... Radierea din evidență. Radierea 36, da. Păi zic că eu sunt 36. Bun, păi... Haideți, la repetăm cu școală, dar îi dăm un număr la asta? Nu, domnule, există poziția în vechiul... Este poziția. Pentru radier din vechiul inventar. Pune-l la voce, cine este pentru? Bun. Împotriva abține. Al doilea amendament era domnului Dămoc cu modificarea... Articolului 4. Articolului 4. Da. Nu la 272, la 266. Da. Cine este pentru? Da. Cel treilea era cel care le-ai scos tu cu... Da, asta o să-l completăm, să-l completăm pe tot. Așa mai vine și întâi, tot, tot, tot. Dar zic să putea introduce monumentul, dar nu știu. Dar n-avem dimensiuni, n-avem nimic. Îl introducem monumentul ca monument. Când vine cadrat... Următoare facem iar refacerea, că trebuie să-i băgăm dimensiuni. Cadrat nu merge și ia dimensiuni, dar nu le spunem noi dimensiuni. Domnul meu, ăsta e hotărârii care noi dăm drumul, mâine ajunge la... La cei care se ocupă să dăm drumul la proiectant. Monumentul trece, ca monument. Eu nu zic ba. E la următoarea ședință. V-am spus? Da, am vorbit. Deci, vă convocăm comisii pe toată lumea. Atunci trebuie să votăm proiectul, nu? Amendamentul s-au votat. Cine este pentru? Cu amendamentul. Amendamentul am votat. Dar spune, mă, cu amendamentele care i-au votat. Dar ce fel de președinte ești? Dar nu mai vorbim în numele la... Nu vă duc, mă, și plec la clasă. Nu are rost să pierd. El legă, nu-i problemă. N-am votat amendamentele. Așa nu zice primar. Viciu primar. Dar nu l-a trăit nimeni, bă, dar oamenii ăștia... N-am votat amendamentele. Votăm așa cum vorbești și prin cuvinte acolo. Hai să trecem la lucruri importante. Abțineri și împotrivă nu avem de acest proiect. Da, da, da. Vorbim la diverse și acolo. Dar chiar te luăm noi, vorbești neîntrebat. Băi, fiate, nu poți să cuvinte, i-a lătras sau ce este digeri. Da, tot atâta. Ești într-o ședință de consiliu, dacă... Dacă ții minte ce-a pus atât. Vezi că vei fi arestat. Hai, bă, domnul Bogdan. Frumos, domnul Bogdan. Așa e, nu, pot să cred că nu ai. E tot complicat și ție. Asta e. Ia bari, mare vârtie. Păi tot că-i fața conținului. Prima oară, practic. Eu chiar nu înțeleg. Nu ai cum să înțelegi așa. Păi n-am cum să înțelegi. Hai.
Bun, trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind... Mai de mult, nu? Ia. Gata? Aveți cuvântul. Proiect de hotărâre privind susținerea declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Da. Sigur. O să dau o citire. N-am întins prea mult expunerea de motive, având în vedere că multe primării au făcut-o, inclusiv primăria Bacău. Să zic că este datoria noastră ca să ne dăm și noi un punct de vedere cu... Domnul primar, stimați consilier local, suntem în anul centenarului și constatăm că după 100 de ani România și Basarabia unite în anul 1918 sunt în situații diferite. Dacă România este integrată în structurile NATO și UE, Basarabia se află într-o poziție defavorabilă, constituind o zonă tampon între NATO și Rusia. La nivelul țării noastre există un consens național cu privire la unirea Basarabiei cu țara mamă. Este de apreciat atât poziția tuturor partidelor politice, cât și cea a casei legale. Am remarcat că toate forțele politice și administrative au lăsat deoparte stările conflictuale și au adoptat o poziție comună în ceea ce privește problema Basarabiei. Consider că prin aprobarea acestui proiect de hotărâre ne aducem și noi un minim acord, atât cât ne permit condițiile actuale, la continuarea unui proiect firesc, care spun eu, se va finaliza cu unirea Basarabiei cu țara mamă. Cine are ceva de adăugat? Asta scrie la cuvânt, să-mi vezi asta, nu? Scrie la cuvânt. Eu aș fi prins. Poate? Da, domnul Cret. Da. Altcineva. Bun. Da, domnul Crest. Da. Vreți primul? Da. Dar n-am... Acum ai terminat cu... Hai, domnul Crest. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Deci, sincer să fiu și cred că sunt la sentimentul tuturor, este o chestie care este benefică pentru noi, România. Dar, știți cum e aici ca la căsătorie, dar trebuie să vrea ambii. Mă observați că noi vrem și ei, de fapt. Nu prea vor? Ce vă spune chestia asta? Noi vrem și inaugui. Nu știu cât de lideri suntem noi. Cineva a avut grijă ca populația din zona respectivă să fie majoritatea? E scutit în parte. Exact. Asta e. Nu, sunt de acord. Trebuie să sperăm pentru că ea moare ultima. Și sunt de acord cu această expunere de motiv. Exact cum se și spune unirea simbolică cu Republica Moldova. Mulțumesc! Domnul Zolică. Domnilor, proiectul ăsta e binevenit. Unirea asta. Să susținem declarația, dar nu știu dacă îi lasă altcineva să unească. Simbolică? Nu da. Eu cred că nici ei nu vor, chiar nu vor. Că nu vezi, nu vor să-și... Vor măcar într-un punct de vedere, își deschid poartele Europei. Îi trebuie viză ca să iasă din Europa. Dar ăsta care-i spus că au neacolo ce zici. Pierdem noi servicii. Mult, dar trebuie nimeni să vorbim. Asta m-am scris toată. E bine, asta-i scris. Asta-i scris. Da, de acord cu propunerea și cu proiectul de hotărâre venit din partea domnului consilier Dancă. A
am remarcat în expunerea de... Deci nu cred că cineva din România, care e român adevărat, să opune acestui gest de unire a Moldovei, care este într-o poziție... A Moldovei de peste Prut, care este într-o poziție defavorabilă sau defavorizată, nu știu cum să spun, față de noi, că suntem în NATO, în UE și o ducem foarte bine. Problema este că am remarcat aici în expunerea de motive și este de apreciat faptul că ați constatat că există un consens al tuturor partidelor politici și forțelor din România. Păcat că numai la declarații simbolice este acest consens. Poate vor ajunge și Casa Regală și toate să fie consens și la alte proiecte care se fac în România, indiferent din partea cărui forță vin proiectele. Deci, cu totul și cu totul de acord cu proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Dancă. Și nu înțeleg de ce alți consilieri n-au venit cu ideea asta, cu aceste proiecte. Nu știu, dar mintea. Primarul domnul Dacă. Da, atât am văzut. Da, eu, la formă, la proiectul de hotărâre se numește privind susținerea declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. La propunere nu mai apare declarația simbolică. Deci ai zis să meargă titlul cu propunere. Și după aceea, hotărârea va fi comunicată primarului și inițiatorului, care ar trebui și adus, nu ar trebui trecut și adus la cunoștința publică și, adică își voi știe primarul, știe inițiatorul. Și să faci unire. Da, exact. Ei, nu, probabil că... Nu, n-am zis de greșeală. Să fie hotărârea în... Da, da. La asta m-am referit, am zis că nu. Acum, unde ar fi trebuit trimis în afară de primar? A trebuit și făcută publică. Publică și... trimisă la Guvernul României, dacă spune la Guvernul României. Și la Moldova. Dar dacă o transmite instituție prefectul, se spune că ar fi în atunci mai departe să o transmită... E trimisă și la Guvern și la Guvernul. Da, dar să... Având în vedere că toate hotărârile sunt puse pe site-ul... Da, dar să trecem... Da, simbolic, da? Simbolică și adusă la cunoștință publică, aici, la articolul, prezent autorâre va fi comunicat și așa. Cum sună și la celelalte, de fapt, autorâre pe care îi dă? Comisia, n-am zis la ce autorâre, Comisia Judică de Aviz Favorabil. Da, amendamentul privind completarea cu cuvântul simbolic la articolul 1 și aducerea proștii să spune la articolul 1. Spunem prima dată amendamentul? Da. Bun, deci spunem amendamentul propus de doamna Tenea Lumită. Da. Este pe acolo. Împotrivă, abțineri? A fost să pune la vot proiectul. Cine este pentru? Cine împotrivă? Să trecem la punctul 3, care l-am introdus pe ordinea de zi. Din aprobare lucrări de investiții, extindere rețea electrică aeriană, PTA 1 Răcătău, statul bază de jos, Răcătău, Răcătău Răzești, Cămăra Mărgești și extinderea rețea electrică și ilumina publică în statul Sovădor, Cămăra Mărgești. Expunerea ce da. Eu am să prezint. Înainte de a da cuvântul expunerei, am să vă explic de ce am suplimentat ordinea de zi. Măsurătorile au venit destul de târziu și atunci am hotărât să suplimentăm ordinea de zi cu acest proiect de hotărâre pentru a putea demara
lucrările în continuare pentru obținerea documentelor, avizelor și autorizațiilor. Având în vedere situația energetică în zona și în limba alert de dezvoltare din localitățile comune, se preconizează o creștere a necesarului energetic, necesar ce nu poate fi asigurat în condițiile actuale de instalațiile electrice existente în zona studiilor. În acest sens, Comuna Hojești a inițiat demersul necesare, extinderea rețelei electrice în zona studiată, respectiv extinderea rețelei electrice în satul Bazda, satul Răgătăvrăzești și satul Sovodor, în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici a acestor zone, conform planului de încadrare în zonă. În zona Bazda, locuințele din zona se vor alimenta cu energie electrică prin extinderea rețelei electrice de joasă tensiune a circuitelor numărul 2 din zona PTA1, Răcădău de Jos, chestii tehnice, pe o lungime de aproximativ 330 de metri, cu două circuite proiectate montate pe stâlp de beton comun, unul pentru distribuire public și unul pentru iluminat public. Stâlpii pe care se realizează cele două circuite vor fi de tip C4, la susținere și C10 la întindere și terminare. Deci ceea ce se dorește a se executa va fi de la intersecția 252A cu 252B spre nord, pe drumul 252B până la locuința Vinerică Gheorghe. În zona Răcătăvrăzești, raportarea noilor consumatori este pe o distanță de 490 de metri. Se va realiza aerian pe stâlp de beton de 40 metri, la 40 de metri distanță de ele, în cablu pozat în pământ. Rețeaua se dorește a se executa și va fi, după aceea și în întregi, intersecția de la 252A cu 252B spre est, pe drumul 252A până la Biserica Baptistă, continuăm pe drumul comunal până la locuința Cuțului Maria. În zona Sovodor, raportarea noilor consumatori la circuit, se va face pe o lungime de 1561 de metri pătrați, metri, montată pe stâlp de beton comun, unul pentru distribuire publică și altul pentru mâna public, la fel și cealaltă. Deci ceea ce se dorește de a asigura va fi de la locuința Curajgelu pe 252A spre nord până la limita de nord a Intravilanului, tehnic până la Sfântâna Balintoaiei pentru cei care știm, al doilea traseu de la Curaj Gelu, de la băiatul Gelu Curaj, de la 252A spre nord pe Valea Sovodorului și al treilea de la pot de la Guraș Celos spre est până la putul furat în vederea alimentării cu apă a viitoarei școli din satul Socodor. Față de cele arătate mai sus, vă sugerez că sunt îndeplinite de condițiile de legalitate și oportunitate și propun Consiliul Local adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc! Să stii la cuvânt, domnul Bucnar. Altcineva? Aș avea o întrebare pentru domnul primar. Să înțeleg că aici, în proiectul ăsta, se merge cu 2.20, fără 3.80? După cum spune. Da, nu. Nu, poate să-mi dea așa un răspuns. Da, eu știu că... Eu zic că doar nu cum spune aici. Adică un fir și un fir. Normal, sunt trei firi la 3.80 și o masă. Nu. Asta e o extindere de rețea. Dacă până acolo nu-i 3.80, n-are cum să meargă mai departe. Dar este 3.80. Dar nu scrie că e 2.20. Nu, eu am întrebat, chiar nu înțeleg. Dacă se merge pe rețea de 3.80... Dar e rețea normală, domnule. Dacă e normal, nu știu. Dar, totuși, întrebarea am cine finanțează lucrările? Consiliul Local. Dar deocamdată facem proiectarea. Și banii pe proiectare avem prins în bugetul de anul ăsta. Se aprobă executarea lucrărilor și nu proiectarea. Aprobarea obiectivelor de investiții, zice. Obiective, da. Se vine aprobarea lucrărilor de investiții. Este estimare așa, cam la cât s-ar ajunge, că domnul președinte, da. Destul de mărișoară. Da. Știți, vreau să mă întreb, unica de la Mărioara, la Ambei, de ce n-ați putut să prinde? Am răspunsul la toată lumea, la pe rând, așa. Haideți să... Și la toată punctii de vechime sau cum? Nu. Tăiați din muncă acolo.
De ce? Da, spun că nu fie tu. Da, întrebat, eu e de cea normală. E de cea normală. Da, te mulțumesc. Bun, lucrarea deși finanțată din Consiliu. E drumul județean de la Slobodul. La ora actuală, ceea ce ne propunem noi ca aprobare, ca investiții, să putem demara documente, încercare urbanist și toate, toate chestii. S-au făcut măsurători deocamdată, suntem la stadiul de măsurători ca să știm, așa, pentru proiectare, ceea ce suntem în discuții cu proiectanții, am avea bani pentru anul ăsta, deci pentru anul ăsta, pentru proiectare, ne-ar rămâne de la din 100 de mii de lei prinsă prin bugetul local, 70 de mii pentru încheierea, săptămâna viitoare, cred că facem recepția finală, fizicul este terminat, mai câteva documentații de făcut pentru cele două extinderi, Galești și Slobodul. Și urmând ca la, în funcție de proiectare, să venim cu costurile, cât ar costa cele două rețele. Da, e bună lucrare, bună, e necesar, mai ales drumul județean. Noi am pus partea asta, mai ales la Slobodul, având și școala acolo. Deci, viitorul... Până la Fântâna Valentoaie. Dacă am zis că venim până la școală, s-a anunțat să ne oprim la școală. Asta ar fi prioritatea... Și nu putea să-i prindeți și ceilalți. Aici o să ne lovim de o mare problemă. Da. Toată lumea vrea. Problema este că drumul respectiv nu este la ora actuală prins nici măcar în domeniul, nu în domeniul public, nici ca drum. Nici nu e rapid. Deci nu există. Și atunci... Trebuie făcută de mersul. Toate cheltuielile de balastare care au fost făcute trecute unde au fost? Pe drumul județean? Deci acolo s-au făcut cheltuieli? Da, domnul meu. S-au investit? Deci s-au balastat? S-o vă gata. Eu dacă vreți, îl chem pe domnul Budou cu Mărioara, al lui Vasile, pe spate. Chiar dumneavoastră s-o cu balastare acolo. Și cum s-o justifica cheltuiala acolo? Dacă nu-i trecut, spuneți, și nu-l aveți în... E ca de inițiare de drum. Și dumneavoastră s-o băgă pe drăguș. Nu, n-am băgat decât la intrarea, mă aștept. Da, primăria și când erați în funcție, da, vici primar. Da. Deci, foarte bine ați făcut, da. Deci drumul ăla s-a început, domnul Bunaru, când mai lucram și eu pe aici la primărie, da. Și a fost un propus și un PUC să se extindă PUC-ul, da. fiind necesar pentru extinderea satului Slobodul. Da. Și s-a luat de la Mărioara, cum spuneți, până la... La canalul, ia să tu mă împart de asta. Spatele Bisericii Baptiste, pe undeva pe acolo. La Dudurică, la dealul, e prins așa. A, să vină până la Dudurică. Sunt două probleme. Știți din ce cauză? Deci, una că acolo când e la Mărioara, în tarlaua de la Mărioara, acolo nu este nicio problemă ca să înființeze un drum pentru că terenul de acolo din spate este tot la dispoziția comisiei locale. Deci nu este proprietatea nimănui. Și de ce nu trecem, îl prindem? Nu este proprietatea nimănui. Asta rămâne să înscrie ăla în inventarul domeniului public, privat, un videm. Dar deja ai făcut. Problema este că în spate de la Dondu spre Dudulică, de la Dondu spre Dudulică, acolo sunt proprietăți, ne punem pe rog. Avem deja rețea electrică acolo, avem deja. Nu știu ce rețea este. Eu vreau să spun. Acolo ca să... Nu, măi, care se extinde până la Iulie. Acolo drumul ca să se extinde, trebuie acceptul. Dacă îmi dați voie, haideți să ne lămurim ca să nu ne ascundim după de ele. Deci, ca să-l trecem pe hartă, este linie dreaptă trecută plecând. Domnul Dudurică, vă dați voie să vă explic. Vă dați voie? Eu sunt și eu interesat să facem chestia asta, dar ascultați-mă și pe mine ca să putem să ajungem la un consens. Deci ca să facem drumul, practic un drum împărțit în două, cum ar veni. Unul care pleacă din spatele lui Albei, Vasile, și se termină la Dondo, da. Am întâmpinat probleme în a trece drumul de la canal până în drum. Deci dacă domnii proprietari care au acolo casă nu o să ne dea drumul, o să venim săptămâna viitoare și chiar prin chestia asta vreau să discutăm la diverse. Să adunăm toți proprietarii acolo, o să vin împreună cu cei de la urbanism, cu doamna viceprimar, să discutăm, să dăm drumul, să facem drumul să treacă dintr-o parte în cealaltă. A doua parte, pleacă de la Dondu, acolo unde am mai făcut acum investiția asta care s-a putut, unde a fost prins drumul.
De acolo, de la Ion Boboc, dacă știți, pentru cei care știm zona, o știm. Noi am fost acolo. De la Ion Boboc și iese la canal în partea asta la altă, la domnul Dudulică. Da, da. Vrem să facem drumul să plece de acolo și să iasă pe partea asta la altă. Deci drumul trebuie să aibă la continuitate. Izvor, la izvor. La izvor, la bani, la casa de apă acolo. Da, da, așa. Da, da. Și apoi să ieșim spre șosea. La școală. Am întâmpinat greutăți acolo, din câțiva proprietari. Noi o să venim acolo, o să discutăm. Dacă sunteți de acord, noi suntem de acord și noi să-l prindem, dar ideea este să prindem dintr-un cap în celălalt, nu că cineva aduce, nu. Dacă nu, nu este bunăvoință, noi există, de apropo de proiectul inițial de domnul Dan, că am auzit discuții, să fie bunăvoință de amândouă părți. Da, bunăvoință din punctul nostru există să facem drumul respectiv. Dar trebuie să existe și bunăvoință de acolo, de la cetățeni. Am înțeles. Dacă nu obținem ieșirii, cei de acolo vor rămâne fără curent, de ce? Dacă sunt fundă ulița. Unde îl ducem, domnul? Cum da unde colegi, unde mașina de pompieri, cum intră? Mașina de orice. Nu-i vorba de partea asta pe unde ați prins în Sovodor. Au ieșire? Nu, dar au unii întoarce măcar. Da. Nu, pentru că de la stâlpul de unde se... O să-l prindem ca drum, deci atenție, da. Deci deocamdată vechea conducerea numai l-a inițiat ca drum. Dar nu s-a mai făcut. Deci, e drum, la, eu tot v-am spus, v-a duc pugul, a fost s-a oprit. Acolo s-a oprit. Păi era să ia bătaie primarul ăsta. Eu nu sunt dispus, nici eu, nici doamna viceprimar și nu știu ce primar. Dar să problema, să se ia un primar bătaie pe noi. A, da? Nu, domnule, hai, dacă se rezolvă problema și tu oferi o bătaie, dar măcar hai să facem. Dacă asta e soluția... Uite, vorbesc primar din anterior, așa că... E discuția asta. Eu nu da avisul o colească pe la albei să întoarcă. Nu poate. Trebuie să meargă din partea asta. Pentru că pun un kilometru de fir în plus. Pierde mai mult de un kilometru. În fine, asta e problemă tehnică. Întâi hai să-l prindem ca drum. Noi nu-l avem ca drum prins. Într-o discuție a mea de la oameni doar se poate. O să discutăm, așa că săptămâna viitoare stabilim. Noi trei consilieri de la... Poate asta cu rangă au fost acolo 20 de ani. Dacă nu vrea, ce să faci? Aici, la Mărioara, n-au trebuit să... Nu, e din coace de canal e problema. Deci până la canal am venit frumos, discuții, n-avem treabă. Acolo sunt proprietăți? Da. Și am discutat de dacă sunt proprietății în treaba lor, rămân fără... Da, da, vedeți, cei cum care s-au opus da. Înainte, poate acum, în viitor, da. De gând să facă casa, dar și-au tot interesul. Deci, chestia fac apel la consilieri, cum rugăm, o să vă anunțăm, când o să venim acolo să purtăm o discuție. Deci noi nu putem să nu discutăm cu oamenii, dar să fie și acordul, deci să fie acordul din ambele părți. Domne, bine ar fi să revină. Și noi ne vrem. Poate s-au terminat cu topoarele, poate s-au mai trecut timpul, s-au mai bucinit cu topoarele de timp. Na. Mai, da. Ok, bine. Da, cam asta. Deci asta e ideea. O poți cu asta și am prins partea asta. Nu te-i mă fac. Terminat? Mai ai ceva de haideți să ne punem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Domnul Căliman, v-ați înțeles că am un alat să împotrivă sau mi se împotrivă? Da, trecem la diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Eu, întâi vreau să vă prezint și după aia, dacă îmi dați cu permisiunea dumneavoastră și după aia... Da, hai, înscrie la cuvânt. Domnul Căliman, vă înscrie. Da, da, da. Să vie rândul și l-am scris? Hai, cine se mai înscrie? Și eu. Da. Mâna sus. Ia-o prin așa, ia-o prin așa. Ca să nu-i pierd. Aveam ceva, dar... Domnul primar, cum se mai înscrie oamenii ăștia la cuvânt? Nu mai treabă oamenii ăștia. Au făcut cele de urgent, de bani ăștia, probleme cu probleme de sănătate. Cere de ajutor de urgență, cineva, m-ați mai primit cumva? La, noi primim cere de ajutor pentru ajutor de urgență, nu problem. Hai, o să vă răspund. Nu, nu, nu. Vă sunt, dar numai că totul, ca să dai un ajutor de urgență pentru boală, trebuie să dovedească boala. Alții îți spune cuvânt? E cu document, dar nu... Mergi la doctor. Nu, nu, doctorul stabilește boala. Se îmbolnăvesc întâi. Nu. Deci... Altcineva?
Da? Da, domnul primar? Da, eu am două probleme cu dumneavoastră, să punem în discuție. Una, avem o cerere de un contract de prestări servicii cu SECE Electro Star SRL Unești, televiziunea exclusiv TV alături de noi, domnul Eugen Ungureanu. Vine cu o propunere ca să încheiem un parteneriat, un contract de prestări servicii. Și vreau să vă aduc la cunoștință, prețul contractului ar fi propunerea dumneavoastră de 370 de lei lunar, fără TVA, deci ar veni în jur de 456, am făcut calculul, deci în jur de 100 de euro pe lună. 456, am făcut 4,6. 440. Nu știu, da. Nu așa? Nu știu, la fel peste tot. Este 70-19%, deci dacă e altfel, altă aritmetică nu cred că nu poate să dea decât tot la fel. Da. Așa, eu vin cu în mare așa, dumneavoastră prin chestia asta se obligă să vină la o ședință ordinară și la cel puțin un eveniment pe lună, dacă avem noi un alt eveniment cultural, artistic sau ce probleme avem. Deja am discutat, având în vedere că în august va fi ziua comunei, deja am discutat cu dumnealor și participarea echipei la... Contractul este de promovare a comunei Horgești. Pun spre discuție. Postul ăsta este pe cablu Horgești? Nu. Este pe internet. Noi găsim pe internet. Pentru dumneavoastră pune pe internet și pe tot la Facebook fel. Și pe Twitter și pe YouTube. Găsiți chiar și pe televiziunea noastră găsiți că avem și post online, deci îl puteți vedea. În prețul respectiv intră și primirea din partea prestatorului a unui DVD cu materialul filmat în cadrul ședințelor sau în cadrul evenimentului pentru respectiv pentru... Pentru o perioadă de... Perioada este de... Noi am solicitat pe 2 ani ca să nu... Având în vedere că prețul este mic, să rămână același preț pe toată perioada. Pentru noi la anul deja vom mări prețul la celălalt OATM-ul cu care deja avem contract. Și util ar fi să rămână cu prețul ăsta mic. Din punctul nostru de... Mă spune, domn președinte, dacă dați voi ca să nu... Noi ne acoperim doar cheltuielile de transport și dau în comision cameramanului. Ideea este că ar fi un beneficiu pentru comună să vadă lumea că și la Horgești să fac lucruri bune, că e un consiliu local ok. Din punctul meu de vedere, eu sunt extrem de încântat pentru că avem deja primării unde sunt scandaluri și unde vrem să renunțăm la contractul respectivele UAT-uri, pentru că noi nu suntem o televiziune de scandal, noi suntem o televiziune informativă. Deci noi, așa cum ați observat de anul trecut de când filmăm, noi prezentăm ședințele, nu le comentăm, nu le tăiem, nu le cenzurăm, noi suntem corecți cu absolut toată lumea, indiferent de partidul politic din care face parte, nu este dreptul nostru din punct de vedere profesional să ne dăm noi cu părerea. Noi respectăm instituția Consiliului Local, respectăm instituția primarului, respectăm cetățenii de aici care, sigur, s-au declarat încântați, cel puțin cei care sunt în străinătate, să vadă că și comuna lor e prinsă în programul nostru de promovare. Deci, încă o dată, noi nu suntem o televiziune, nu ne interesează șanțuri, câini, becuri și alte chestii. Ne interesează hotărârile de Consiliul Local, modul cum luați dumneavoastră decizia aici, iar pe lângă asta, suplimentar, o să venim de câte ori suntem chemați de către dumneavoastră la activitățile culturale, sociale, sportive și așa mai departe. Deci cu mare drag venim, niciodată nu o să spunem nu. Ați observat că eu am venit permanent în perioada asta aici, sigur, cameramanii vor fi într-un rulaj, deci nu o să fie același cameraman permanent, pentru că noi avem aproape jumătate de județ în care filmăm în mod constant, dar un beneficiu al tuturor, în primul rând că pe lângă ceea ce filmăm noi aici, vedeți și în alte consilii locale ce decizii se iau pe teme mai sensibile, pe probleme de interes comun. Eu zic că toată lumea are de câștigat din această colaborare și încă o dată cred că vom avea o
o legătură foarte strânsă cu dumneavoastră și ne-ar bucura să ne chemați la cât mai multe evenimente. Vă mulțumesc. Este ca un aviz, trebuie să dăm un aviz sau este nu? Da, consultativ. Consultativ. Da, nu este obligatoriu neapărat să faceți contract cu noi. Noi am propus ca să ne ajutați și pe noi să putem veni în mod constant, ați observat. Dar nu trebuie aprobat în hotărâri? Nu, nicio comună nu a făcut. Având în vedere suma, nu e... Vorba de 370 da, dar totuși sunt filmate ședințele și sunt filmate ședințele locale. Mai bine indemnizații de consilier. Eu de asta am început o discuție ca da, să putem... Da, dacă veți dori să faceți o hotărâre, nu este o sumă exagerată, dar cum ați găsit în formă legală. Adică, în alte comune, cum ați procedat, contract între primar și... Domnul secretar, domnule, să vă vedeți da. Ședința următoare. Vedeți care e partea formalitatea. Eu vă spun că la toate celelalte UAT-uri, noi avem și cu orașele, nu numai cu comunile, nu a fost nevoie de o hotărâre de consiliu, ci doar consilierii au fost consultați de către primar vis-a-vis de cererea noastră. Deci, dumneavoastră, puteți avea o opinie în acest sens. Dacă considerați că este utilă prezența noastră aici, noi ne-am bucurat ca să fim și sprijiniți, pentru că, vă dați seama, de la Onești e o distanță totuși destul de mare. Da. Modul și asta rămâne. Da. Dar de asta am început în discuții. Suntem la puncte diverse. Poziția dumneavoastră care este? Vreți să continuați această colaborare? Mă refer la noastră, domnul primar. Da, din punctul meu de vedere, dacă, atâta timp cât am pus în discuții, vă dați seama că nu o puneam. La momentul când a venit domnul Ungureanu aici, noi știm care am avut și discuția am avut aici cu camerele de filmat. Sau până a venit. Exact. Eu știam că în celelalte comune se plătește. Domnul Ungureanu a afirmat că la Hurgești nu va lua bani. N-am luat un an de zile niciun bani. Domnul primar trebuie să recunosc, mi-a dat o cafea de fiecare dată când a venit și îi mulțumesc pentru lucrul ăsta. Deci vă dați seama, dacă calculați numai de când am venit până acum, deja este acoperit. Adică noi avem deja un an și ceva de când venim pe cheltuiala noastră și mi-a ținut de cuvânt. Acum noi am făcut doar o ofertă, încă o dată. Dacă dumneavoastră veți aprecia că nu e necesar, noi nu suntem. Noi nu putem obliga un consiliu local să facă un contract cu noi. Dar e doar cu o rugăminte, dacă se poate, e bine. Noi, în regulamentul de funcționare, avem și camera respectivă care... Presupun că filmează așa. Nu, vorbim de presă, domnul consilier aici. Deci nu vorbim de atribuțiile secretarului. Sigur, secretarul este îndreptățit pentru a-și face procesul verbal corect. Are acest drept pentru uz personal, pentru uz de serviciu, cum se spune. Ei, la noi problema este alta, că noi chiar publicăm. Și ați observat că ați văzut și alte ședințe de consiliu. Adică noi, chiar avem consiliul care am putea publica. Dar dumneavoastră nu sunteți presă. Nu mă refer la deci mine ca și persoană. Nu confundați ceea ce spun. Mă refer ca și consiliul local. Se firma, nu s-am putea și noi publica și am face economia de mânuți. Consilierii local nu au dreptul legal, este vorba de legea 544. Nu vă înțeleg. Domnul secretar poate. Noi nu avem o problemă cu dânsul. Dar nu ne publicăm la diferit. Cu atât mai bine, fiind două filmări, e foarte bine. Da, e decizia consiliului local. Dacă încheiați un contract cu UAT Hurgești, ar trebui să cunoaștem un pic detaliile contractului. Da, după care să ne pronunțăm ce și cum vom face. Inițiați un proiect de hotărâre, pune la dispoziție și modelul de contract și... Chemiul legal și în ce condiții... Mi se pare normal. Acum trebuie să vină ca o propunere. Da. Puteți să mă întrebați pe mine, e foarte simplu, deci noi doar ședințele de consiliu local ne interesează, deci nu altceva, și evenimentele culturale, religioase, sportive, atât. Prețul l-ați aflat, nu chiar. Noi ne obligăm să venim. Pot să vă contrazic un pic aici. Vă rog. Mai faceți interviuri personale cu primarii, mai faceți. Primarul are acest drept, vă dați seama că eu când vin... Asta nu este o manifestare culturală, mă refer la imaginea și asta pe care... Imaginea comunei, pe asta și spune. Primarul normal, vreau să vă dau un exemplu și bine că mă întrebați că decât să ne uităm prin hârtie. Întrebați-mă. Desigur, de sărbători, cui e un interviu? Nu primarului? Nu este firesc, nu are el cele mai multe voturi în comună. Nu e firesc la el. Vreți să vin la dumneavoastră acasă să vă iau interviu să nu iau primarul? Nu puneți vorbă în gură. Păi asta vă întreb. Desigur că, și vă spun deschis, vin și iau interviu primarul pe probleme de, să spunem, termină un proiect care e de interes comun, nu dumneavoastră îl votați. Cine e reprezentantul cel care este semnează la final? Primarul.
Este firesc și vă spun de pe acum, eu respect instituția primarului, ca ce nu-mi place și v-am spus, legătura între mine și dumneavoastră. Faptul că veniți doar la ședințele ordinare. Ori facem transparență totală și suntem prezenți la orice ședință, la orice lucru, ori venim doar la o ședință ordinară, dacă noi avem și sunt proiecte importante. Da, eu sunt de acord, vreți să plătiți la fiecare ședință 370 de lei? Păi, eu vin. Până acum ați venit gratis și acum ne amenințați că vreți să ne să plătim fiecare ședință. Doar ședință ordinară. În cazul ăsta mai vreau afirmat dacă plătim fiecare ședință. Nu, nu, am dat un exemplu. Nu avem destul de probleme în comun. Nu să putem la bani. Nu plecați, mai avem o problemă importantă. Domnul Brahov, să înțeleg că dumneavoastră nu doriți să filmăm. Dacă aveți altă televiziune, noi ne dăm deoparte. Deci rămâne să se facă da? Proiect de hotărâre la următoare ședință? Sau? Deci, totuși aș vrea să spun și eu, domnul, e diversă, nu? Da, 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 la diversă, da. Deci, deși. Dar trebuie să te dacă să ia interviu unui primar, unui alt salariat din primărie privind anumite probleme, nu înseamnă că chiar îl favorizează, din punctul meu de vedere, că ședința fiind publică și publicată pe YouTube, acolo și toate criticile care se aduc primarului, viceprimarului, contabilului, unui alt consilier, se văd. Și este și normal că cel care stă, se urmărește, vizionează ședința respectivă, își dă seama, știe să discearnă care e bun și care nu, asta e problema. Problema este că să nu fie nicio discuție, dumneavoastră puneți contractul, domnul primar să-l trimite ca la fiecare, la ședința următoare, să-l supună la vot și să fără nicio discuție, că să nu facem nimic. Asta vă vreau să vă spun, că nu se schimbă nimic din ce am făcut noi până acum. Adică noi, cum ne-am comportat până, să știți, domnul primar, care noi am vrut să-i luăm interviu, dar dânsul foarte modest, domnul Grea, nu-i nevoie. Dacă filmați ședințe de Consiliu Local și sunteți ok, nu tăiați, nu cenzurați, nu comentați, și zic că ne-am comportat destul de... Având în vedere că fost o grămadă scandal cu filmatul ăsta cu persoane... Da, inițial. Așa, a fost o grămadă scandal, că s-o dat numai, nu știu, prin post, cum mă văd cu vireți, hai să o lăsăm să filmeze, domnule, oameni, să autorizați, să filmeze, e simbolic, 4 milioane, nu înseamnă atâta bani. Deci ce e bine, ia cunoștință de Consiliul Local de la noi. Licența a fost întotdeauna, noi știm și Consiliul Local trecute, ce scandalul de-a fost când a fost filmat domnul. Da, păi în hotărâre și supunem, da, e cel mai bine. Deja, a fost numai o facultativă, până proiectul respectiv. Haideți să domnul nu mai suportă, domnul gratuit, da. Și după aia vedem. Nu e nicio problemă, venim la o televiziune. Venim fără tu. Ok, bun. Domnule consilier, vreau să vă pun în atenție al doilea aspect. S-am lăsat la punctul de versie pentru că ceea ce o să discutăm acum, deja avem prins un buget, domnul Bogdan, dați voi un pic. Am stabilit în bugetul local. Deci e vorba de banii alocați către culte. Am, nu știu dacă am promis, că de obicei nu prea fac promisiuni, dar am spus că o să vin în fața dumneavoastră la propunerea, cred că, al domnului Dan, în care și am făcut discuții cu reprezentanții bisericilor și cultelor pentru a prezenta către noi cereri și un necesar care ar trebui pentru fiecare biserică. Eu am în față aici un număr de 2, 4, 6 cereri, numai că una vine din partea Bisericii Ortodoxe Biserici. Biserica Ortodoxe sau Comitetul Parohial din Biserica Sohodor, care face parte din Biserica Ortodoxă Horgești. Da, din Parohia Horgești. Dar o am aici, în mare am citit-o, dar nu spune. Spune ce ar trebui să facă, dar nu solicită nicio sumă. Deci nu înaintează nicio sumă. Ne spune necesarul, dar nu înaintează nicio sumă. Bun. Așa cum am discutat în ședința de buget, o să venim cu cererile, o să vă pun pe discuție dumneavoastră, că găsim un numitor comun, sumele pe care reprezentanții parohiilor ne-au solicitat. Parohia Catolică Horgești solicită 60.000 de lei pentru continuarea la apelă mortoară. Nu vă spun toate
și mai instalat, interior și toate acestea. Vă puteți nota și apoi să... Deci eu vă spun că sunt solicitări. Încă o dată. Haideți să ne spunem părerea după. Eu vă spun, a dat-mi voie să vă prezint. Biserica Constantin, Sfinții Împărați Constantin și Elena Horgești, între 10.000 și 12.000 de ron. Modest, domnule. Foarte modest. Nu, a venit ieri cu o cerere nouă. Nu știu, eu nu am. A dat ieri corespondență. A cerut, vă spun că... Nu era nici corespondență. Nu a ajuns la mine. La Biserica Ortodoxă, Comitetul. Mi-au cerut, v-am spus, nu înaintează nicio sumă. Spune ce vor să facă, dar nu înaintează nicio sumă. E bine, asta se stabilește. Patru uși, o sobă de teracotă, 400 de metri de gard, clopotniță și porți la biserică, va trebui să ducem banii toți. Așa? Băi, dar nu înaintează nicio sumă, încă o dată. Chiar am luat, am citit două ori cererea, dar nu înaintează nicio sumă. Vă trebuie bugetul de 2 ani. Bun. Preotul de la parohia Galer din satul Recea, da, din așa, suma de 15.000 de lei. Deci ai vrea 75, domnule. Nu, 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 Recea. Ortodoxă Recea. A, ortodoxă Recea, nu, Galer. Păi eu zic Galer. Păi unde? Ce știu, da, iarăși cu voce. Nu mai zic că mi-l-o dăm. Bun, am chiar notul ce ceva. Auzați-mi că s-o schimbat. Deci părintele vrea 16.000 pentru biserica de la cimitirul ortodox. Pentru iluminatul public, a zis că fiind și monumente istorice, fiind și cu lemn, trebuie un material special pentru iluminat și vrea și tâmplăria. Iar pentru biserica de la Sohodor, a zis... Ați de ieri, nu avem, nu avem hârtia. Nu găsim. Da, dar e Domnul Boboc, de la Biserica Pentecostală, a solicitat între 7 și 8.000 de lei. Și preotul de la parohia Răcătău, 15.000 de lei. Deci eu vă spun că aici așa Răcătău, am înțeles foarte bine. Eu v-am spus în numele parohiei. Cu bine câte 150 de milioane. Și atât au cerut oamenii. Da. Nu știu, n-ar trebui să... Acum, eu v-am spus ce, încă dat, de aici acolo, deci eu v-am adus la cunoștință cele. Doamna Vicentă și Maică cele, eu n-am văzut. M-a primit un mandat, un mandat. Dumneavoastră ar trebui să le analizați personalul din subordinii. Deci cum, discuția au fost în... Stați așa un pic. Suma e pe total 102.000 de lei. Așa. Vedeți? Cam cine... Toți au nevoie de banii ăștia. Absolut. Clar. Așa. Dar vedeți cum împărțiți în așa fel și veniți cu proiectul și... Păi împărțirea eu am făcut-o, dacă vă aduceți aminte, da, am făcut-o împărțirea de atunci. Împărțirea se face cu 5 milioane. Modul de gândire a sumei respectiv. Da. Și iese cum ați făcut-o. Normal că iese. La matematică știință exactă. A pus drept plus ce face. Îți mulțumesc cum... Ați putea să-mi spuneți ce vrea să fac părinte de la parohia Galer cu sumarea? Parohia Galer nu există. Haideți să citim, pardon, mă iertați. Parohia Galer. Da? Cu deosebire așa, am luat suma de pentru a putea schimba mobilierul din biserică, a consolidat biserica, a terminat lucrările începute pentru viitoarea casă praznicală, în ceea ce privește și asigurarea apei curente, toaletă, scurgere, canalizare, etc. Acum cer părerea... Eu vă citesc de aici. Credeți dumneavoastră că îi ajunge 15.000 de lei ca să fac chestiile astea? Păi n-ajunge la niciunul, n-ajunge. Încă o dată spun. Domnul meu, haideți să vă spun o chestie. Noi venim ca și contribuții. Așa, dacă mie îmi trebuie la o casă 60.000 de lei, eu nu spun. Într-adevăr îmi trebuie. Dar ajutorul poate să fie de 5 sau de 10 sau de 15, nu? Atât poți face poate să și ea, dar să vă bine întrebat omul. Domnule, atât să vă bine. Domnul secretar. Curtea de conturi, când a venit data trecută, de aici a pornit, a zis așa, nu neapărat proiect de hotărâre pentru repartirea sumei, dar în procesul verbal să fie trecut clar. Parohia ortodoxă Horgești. Păi, dar și să vorbim pe rând. Deci asta se vrea, ca să este acel proces verbal și acel proces. La cuvânt, domnul Dumnezeu să spună niște puncte de vedere. Eu m-am spus cererile de aici acolo, discutăm. Eu spune, le-am făcut înainte de a expune și acestea. Da, sunteți primul. I-am fost trecut. Primul este la trecut? Primul domnul.
Da, cel mai în sistem. Deci eu am înțeles în felul următor. Parohia Catolică Vorcești, care cuprinde și biserica de la Recea, de la Galeni, solicit 75.000 de lei. 60 pentru Vorcești. Nu, 60.000. 60 în total. Biserica de la Recea se cheamă Parohia Galeria. Cum ai fi? Catolică. Eu vorbesc de catolică. Deci părintele catolic a solicitat 60.000 de lei. Bun. Părintele ortodox, preotul ortodox a solicitat, ziceți, 12.000 da. De lei. 16.000, să zicem 16.000. Pentru aici și 4.000 pe acolo, deci 16.000. Sunt 76.000. Am adunat, depășește suma alocată. Eu le-am adunat cerințele și depășește suma alocată. Următoarea, de la Recea am înțeles o sumă tot... 15.000. 15.000, răcătură 15.000. Pentru Costarul Teodor, 7.000, 8.000. Acum despre biserica pentru Costarul, vreau să o văd, nu discutăm, că reprezentantul este în sală. Păi da, zic și pe urmă... Nu are voie să-și spune. Și de-a nu? Transparent. Dar oricum să află. Ce lucrări vreți să faceți acolo? Uite, vă citesc ce spune și aici cerere. Păi, ați întrebat pe dânsul că e aici. Da, s-au discutat unul. Care este unii care te hârtii. Are hârtii. Așa, domnule. Fii tare. Observatul Bobo Constantin, așa, Sovodor, vă găm aproba pentecostal o sumă de bani, din banii veniți din bugetul acesta, fiind necesară la cumpărarea materialelor ce urmează și să ne spune. De tencuit o magazie, de tencuit un veceu, materiale pentru porți la gard, materiale pentru turnat circa 50 de metri pătrați de beton în curte, materiale pentru ceva de balcon, nu? Pentru lărgirea balconului, materiale pentru reparații și zugrăveli interioare. Suma care ne-ar fi necesară ar fi între 7.000 și 8.000 de lei. Nu ne ajunge banii așa, dar vreau să spunem un ajutor. Asta vreau să spun, nimănui nu-i ajung banii. Nimănui nu-i ajung banii. Și dumneavoastră nu mai rețin. Cum ne-ați împărțit atunci? Am zis în felul următor. Eu, propunerea mea era atunci, în momentul când am făcut... Deci pe bugetul. Da. Deci ca să ajungi la suma de 102.000, da. Așa, matematica era în felul următor. Pentru bisericii care sunt parohii, cum ar veni, da. Câte 115.000 de lei, bisericile și celelalte, deci pentru biserici care nu sunt parohii, care mai au, câte 7.000 de lei. Sau 6.000, că erau, nu știu cât, 6 sau 7 erau. Deci ar veni 4 parohii, ar veni 60.000 de lei, iar celelalte 6.000 ori 7 bucăți ar veni 42.000. Asta e aritmetica, dacă așa e așa, aritmetica... Acum aritmetica asta se poate așa, modifica? Așa, 102.000. Asta a fost, așa a fost ideea noastră ca și conducere. De atunci a fost discuția că dacă Biserica Evanghelică nu cere, noi suntem... Nu a cerut, pentru că am dat și baptist și nu am nicio cerere. Deci Domnul cere. Spune, cere să se va da. Dacă n-a cerut, nu îi se va da. Și Biserica Baptistă din la Bazga... Iar la fel nu. N-a cerut pentru că aia este casă personală. Proprietate. Ei cu autorizare. Nu, au după domnul primar. Da. Este dată autorizație pe persoană fizică. Pe persoană fizică. Așa era atunci, în momentul respectiv. Dar așa că se mai pot... E foarte echitabil, a făcut-o foarte bine. Eu așa pot mări. Ar veni cam pe total, cam 2. Deci ar veni așa, haideți să vă spun. Parohia Vorcești, Catolică Vorcești. 15.000 plus 6.000. 21.000. Parohia Ortodoxă plus Ohodorul. 15.000 plus 6.000. 21.000. Parohia Recea, 15.000, că nu mai are biserică și rămâne cu 15.000. Parohia Răcătorăzești, 15.000 plus biserica la Răcătău, 6.000. 21.000. Deci până acum, haideți să spun că da, 63 și cu 15.000, 78.000. Urmând, 102, da, pentecostale care au cerut, biserica pentecostale, 8.000. 8.000. Și vine deci ar veni 86.000. Din 102 ar mai veni 16.000.
Deci până aici mergeți așa că e bine. Eu așa, asta a fost propunerea mea, ca idee. Dacă am greșit, atenție. Vă rog, voi mă dacă așa. Vine, vine biserica baptistă cu cerere și... Nu contează, stați așa un pic. Asta, acolo sunt culti, cultură și unități din cult. Deci, nu, astea sunt numai pentru unități, da. Nu, dar e la cultură, nu în, compartim în capitolul cultură. Da, deci în buget, atunci nu e. Parcă eu așa știu, în capitolul cultură. Da. Deci da. N-au nimic, lăsați să rămână ăia da, și să intră și în sportul acolo. Păi, asta mă. Da, nu, da. Ia lasă-i mă. Da, avem o solicitare, discutăm și chestia asta. Da, suntem aici. Deci, deocamdată este bună împărțirea așa și rămân 16.000 lăsați pe aia. Îi lăsăm acolo la dispoziția tot. Deci, în momentul, dacă o să mai primim cereri, un le analizăm tot împreună. Vin la consultații împreună cu dumneavoastră. Sau zic da. Eu să lăsați să face suma rotundă 20.000 în cap. Și gardul din față de la școală și de la sport. Deci 20, 15.000 în cap. 60, 75 și... acum ce vă rămâne în plus? 75 cu 8 sau cu 7, cum? S-au găsit banii pentru gardul din față de la teren. Și acum mai iese suma, da. 83, o ieșit 83 minus... Rămân aproape 19.000 de lei. Deci e 16.000 de lei. Nu. Dar vreau să vă spun o chestie. Eu zic că ar trebui să se... Și la școala să vă doar. Da. Dacă vă rămâne o răzbire. Da. Nu să zic spus, eu să nu te rupă. Așa. Nu bucățica aia de curte acolo, da. Cu ceva, nu știu, da, o să facem la scoasă aleea, umplut cu ceva, făcut ceva acolo. Da, avem propunere. Da? Da, da. Bună, bună împărțirea. Domnul primar ăsta da 20 pentru toată lumea și... Ok, de 20, 15 și 8. Să mai trebuia să pentru ceva. Poate să mai vină. Acum, eu ce pot să spun, ce știu de la Părintele Catolic, a cerut 60.000 de lei. Dar a zis că 23.000 ar trebui neapărat ca să facă instalații electrică și termopanele, care e suma 23.000. Poți să spun și eu un punct de vedere? Da, nu, dar ce v-am consultat? Ar trebui să se țină cont de capela mortuară, că nu este doar pentru catolici. Așa cum căminul, tot satul Horgești beneficiază de cămin, când primăria are o problemă, capela mortuarului să fie la spus și a primăriei. Nu se închide, nu e închisă pentru mine. Primăria ce-ți face? Duce vreo mort din angajat și-ți face mine. Dar n-am fost chemat la Bacău, Comorin, nu știu cine te cheamă ca primărie, dar nu știu ce să fie. Domnule, de acord. Care nu o să pun, n-are cine aparținători. Capele se fac și la Răcătău și la Arei. Da, da. Da, da. Atunci, mă refer dacă e să avem în vedere suma până, pentru capela la Horgești. În capela de la Horgești au loc și ortodoxi, nu mai catolici. Domnii, să mai umplim pe domnarea mare, să mai scoată. 23 are nevoie, are 21 de la noi, mai pune 2000 de la 20 am nevoie. Nu? A, 20. Da. Pentru gardul din față. Sau doar acolo de la nu, eu am, asta e propunere, vă dau voie să vorbim. Am ascultat pe toți. Să uită că Biserica Ortodoxă a ars de la temelii și acolo se investesc în contrar foarte mulți bani. Rezerva care era trebuie neapărat să intre. Părintele Ortodox a cerut doar pentru biserica de la cimitirul ortodox. Că se mai cerut atâta din moment ce, pentru asta a cerut, dar așa a făcut cererea, pentru că a venit ieri și am scris-o la calculator. Nu știu de asta, știu, numai pentru biserica de la cimitirul ortodox. Nu știu, vă mai dăm un exemplu. Noi am făcut foarte mult la biserică la Reșa. Cu puținul care l-a luat în fiecare an de la primărie și a mai strâns mai mult decât atât din sat, de la oameni. Și eu și domnul Daniel și am mers din partea au fost oameni care au dat și 20 de milioane și 10 milioane de la câteva familii. Și niciun bar. Da. Deci, logic, bar, sunt și epidemii. Domnule, de aici ține și decât de gospodar este și preotul. Da. Exact, cum se organizează el. Preotul de la noi din sat, am mers la fiecare, mi-am zis da, cei 2% da. Care îi luăm din salariu, i-am dat da, s-o hotor. Da. Pentru o cauză, când se făcea campania electorală, toate turcam Dumnezeu să le iertim. M-ai chemat undeva acolo, Dumnezeu, am venit să vedeți două clopote, împărate de mine, valoare, nu știu, de 500 de milioane. Bă, la primăria, dacă ar veni să ridice, să facă clopotnițe, a tot că n-a cerut nimică. Dacă o singură persoană a putut să dea 500 de milioane, da o primărie, când se cheltuie banii aiurea, aiurea, vă spun eu, las că până pot să vină și ședințe când o să spun la purul adevăr. În momentul când am făcut bugetul, și n-a zis, dom'le, mai luăm de la boală și punem la biserici. Am împărțit în banii pe buget. Dacă... Împărțeam bani. Să fie echitabil și la am fost primar să meargă toate. Catedrala de la Horgești, n-am cerut un ban.
de la primărie. Cred că zeci de miliarde s-a cheltuit. Nu făceam, nu se făcea în 4 ani catedrală, așa cum nu sunt în stare să fac o cameră mortuară. Haide, de 4 ani de zile am mai spus o lucru. O cameră mortuară, iar 20 de mii de lei. Cum? Și anul trecut au fost 20 de mii alocați. Și acum 2 ani tot 20 de mii de lei. Păi știți cât costă camera mortuară? Dar nu știu, domnul meu. 2 miliarde. Păi eu vă cred. Dar asta nu înseamnă numai primăria tot fac. Cu camera fi corifică, cu ce mai da, dar cum a început cu părintele, vrea să o fac cât biserica? Păi, dar trebuie pe șoaie. Vrea să o fac cât biserica? Da, acum gata, eu am terminat cu probleme diverse care am vrut să consultativ cu dumneavoastră. Domnul Bogdan, haideți să respectăm ce am spus la cuvânt, că am luat dar domnul Pisecar, v-ați avut cuvântul? Nu, notează, 20, 25, 28. Păi, haideți ca să se iasă clar în procesul verbal de ședință. Aici mai spuneți doar sumele, ca să deci pe apară și pe registrare să fie... Parohia Catolică Horgești, 15, așa plus 5, 20 de mii, a zis. 20 de mii, da. Parohia Ortodoxă Horgești, 20 de mii. Parohia Galet, 15 mii. Parohia Răcătorăzești, 20 de mii. Și Biserica Pentecostală Hodor, 8 mii. În total, 83 de mii. Horgești un parte cu Sohodorul? Da. Am zis bisericile. Unii sunt biserici, de asta au 20 de mii. Biserica Sohodorului, 5.000. Nu, cum se ia tot ce nu păi, așa s-a dat. Păi, așa l-ați făcut voi. Nu. E vorba de asta, nu vorba de termișnu. Acolo noi nu avem nici magazin de lemn. Nu avem. Și acolo, numai biserica. Cutrăria e fie. Dar și-au dat pisitor. Dar și-au dat pisitor. La răcător la fel la două. La mine e gâlea și mă întreabă. De câte ori mă întreabă gâlea, băi, de așa să fac. 5.000, domnul meu. Atenție ce spun eu. E 20.000 la parohia Ortodoxă Horgești, poate să ia 20.000 părinții să stabilească că dumnealui este preotul paroh al parohiei și să investească în biserica domnului. Aici ești domnul biserică 80 și aici îi dați numai 150. Păi hai să le dăm și la biserică la 80. Nu știu biserici un pic. Au și dreptatea lor. Facem 23, 23, 23. La care celălalt e 80? La care celălalt? Noi n-avem nici magazin acolo. La care n-am ce trebuie? Am repetat odată. Să apară clar în procesul verbal de ședință, să nu fie că vine curtea de contribuție. Ce propuneți, domnul? Cum rămâne? Ca și persoane sunt. 20, 20, 15, 20, 8. Nu dumneavoastră. Poate că domnul de să se dure cuvântul ăsta. Ce să propun? Eu sunt mai mare și la ordine. Păi cu propune, nu eu dau, domnul meu. Împreună hotărâm. Propunerea mea a fost. Așa cum dacă a venim, dacă la Răcătău dați 15.000 la da, și la biserica cealaltă 5.000. E 15.000 la parohie. Parohie, nu-i biserică. Da. Două biserici în același lucru. Două acolo, adică de 10.000 la fiecare. Da, 20.000. 15.000 plus 5.000. Eu înțeleg, dar trebuie să dați după strictul necesar care trebuie făcut. Păi care-i strictul necesar? Gardul nu avem bunii noi, magazinii nu avem bunii. Păi nici eu nu au gardul, iau dați. Tâmpărie e fie chirici. Păi, nu asta trebuie. Veniți cu propuneri. Domnule, în loc de 20, puneți 50. Nu, dacă facem așa, e sus celălalt, mă rog, verificabil. Fiecare e o ceară, nu face asta. Așa mi-i 60.000. Dar și dacă cerea, dacă o ceru 60.000, tot 20.000. Așa mi-i certăm 100.000. Domnul fiecare pe mai mult. Gata, domnul... Dodulică, gata. Cine mai are pe punct, pe bani vestit pentru biserici, care nu știu norocul? Domnul Dămor. Hai numai puțin, gata. Aici e...
Vorbim de aibă ambiții personale, fiecare vrea faci cum ar trage pentru casa lui, cam așa se pare pe aici. Dar nu sunt ambiții personale. Exact, trebuie să vorbim. Până s-a să vorbim unul. Dar mă las, la. Cred că trebuie să și prioritizăm în funcție de cere, da? Așa s-a discutat. Da, da. Cine cere, prioritizăm nevoile, în funcție de asta dăm bani. Acum, dacă Răcătău a cerut 15.000, de ce vrem să le dăm mai mult decât au cerut? Nu au cerut 15.000. Pentru că sunt două biserici. Două parohie, două biserici. Nu, din ce a citit domnul primar? Da, ei pe mine au cerut. Parohia a cerut. Eu v-am cerut, deci după ce le-am cerut. De 15.000. Deci dumneavoastră vreți să le dați mai mult decât, dacă ei n-au nevoie de banii, de ce vreți să-i dați mai mult decât are nevoie? Asta au nevoie, da? Nu depășim cererea, dacă e nu? Nu, domnul primar, că nu cerut domnul părintea. 15.000. Dacă la bugetul trebuia să ceară cât îi trebuie. 15.000, da. Nu e să deschizi ochii omului. Poate să schimbi cererea până la aprobat. Atunci mai facem, discutăm până la toamnă. Mai fac și alții mai. Gata, dăm cât îi cere, da, diferența da. Se o altă observație. Nu, dacă să dăm cât îi cererea, nu ne ajung banii, domnul Dancă. Adunate cererile, depășim suma. Ar fi bine ca cererile astea să vină până la momentul în care se întocmește bugetul, ca la bugetul să ai în vedere funcție de cerere. La buget trebuie să fie aici prezent, dar nu s-a făcut. Eu 8 ani de zile n-am mai fost chemat. Eu așa știu, când se face bugetul, sunt chemați și preot, și director, toți. Chiar să vă rog și după aia, la sfârșitul anului, să cineva să verifice, cum vreți spun că toată lumea să deconteze cu cheltuielile și o să vreau să verifice. Negatoriu, domnul primar, nu ne dă bani. Cum se spune acum că ei n-aveau ochii deschiși și pe ea pace. Adică improvizăm niște cheltuieli ca să dovedim că am cheltuit toți banii. Aia avem nevoie, atât dăm. Nu sunt așa mulți bani ca să improvizezi. Nici nu-ți ajungi niciodată. Deci mai ce improviza. E corect ce a spus bunul altul. Deci îi dă banii ăștia. Deci e corect ce a spus. Mai aveți ceva? Domnul vă mai aveți? Nu, atât, mulțumesc, dar... Păi da, concret nu a zis nimic. Ba da, concret a zis că am dat bani mai mult decât în funcție. Păi când, înainte de sumă. Concret am zis, cine a cerut 15.000, îi dăm 15.000, nu îi dăm mai mult decât a cerut. Bun. Și dacă rămâne, dăm unde s-a cerut mai mult și chiar e nevoie, și după aia, bineînțeles, cum am spus, verificat ce s-a făcut și cum s-a făcut, și dat mai mult unde e nevoie. Diferența e de 6.000, luăm și dăm la altă biserică. Deci, legea 15.000, Răcătău 15.000, o bătă 15.000, am mai văzut bine și pe legea acum. Domnul primar, dar legea o zi să respectat-o din părerea bisericii. Da, la bisericii. Da, la bisericii. Da, da. 15.000 cu două doruri, domnule. La ce? La două. E cererea depusă înregistrată, domnul primar. Nu, nici doamne, că eu nu o am. E, ba da, e corespondență doamna cu... Așa o spune primar, dar ea întreabă. Să repartizat-o, doamne. Uite, dar cererea contabilă, doamnă. Nu, dar nici iertăm acum pe bani, cum ar face la urmă. Dar vă spun păi dacă nu o am, dacă eu nu o am, ce să zic? Păi e din al noi, din înregistratură, adică de corespondența adică noastră, nu e vina părintelui. Bună, să-mi până săptămâna viitoare, până luna viitoare. Și mai trebuie să faci. Da. Dacă mai alungesc din alte cereri. Doamne mei, tu bine, că doar banii oricum trebuie repartizat, doar nu rămâni cu bani în buget. Deci haideți să închidem împărțim sau închidem așa? O închidem, domnule. Buniți două biserici, trebuia să le explicați, domnul primar, cum trebuie să-și depună și ei cereri. Probabil că nici nu au știut doamne cu ce să... E același preot. Da. Următorul punct. Deci rămânem și în următoare cu... Bun, haideți să revenim la cum ne-am înscris la cuvânt. Da, cum am spus. Dacă cineva are nevoie, are nevoie luna asta, până mai facem noi ședință. Așa cum cuvântul ăla, că rămâne și tu. Acum propunerea aia este 5 luni, ca să treacă anul, nu-i mai folosesc. Fie că se vă trezit așa cu propunerea asta. Luna viitoare, luna viitoare, poate are nevoie să tână la cealaltă. Dar nu se dă bani pe luna asta, domnule, nu se dă bani. Ei, nu se dă bani. Mai nu, dacă o tărâți, dăm drumul la bani, dar nu mai așteptăm o lună. Dar nu o lună, domnule, puteți să facem o extraordinară, domn primar, și lăsăm o săptămână. Dar mi-e hotărârii, domnul meu. Mi-e hotărârii. E chestii de diversii. Diversă, da. Că vă stabiliți suma. Se discută prea mult ce va fi asta. Așa cum ați împărțit echitabil, așa e și. Asta e revin. Aici e problema lor. După aia fiecare vine cu alte cupuri. Tu mai vrea, nu știu ce, să capă 10 mori odată și așa mai departe. Domn primar, mergeți pe 20.000 cum ați dat și gata, nu mai discutăm.
luat o hotărâre ca oamenii să poată și ia banii să facă treabă. Dar drumul la bani. Iată, am început să discuții chestia asta acum, la momentul ăla. Domnule, dar să înțeleg că sunt cereri depuse și nu sunt adute acolo. Nu-i corect. Cere 15.000 dăm 21. Haideți să o lăsăm să o mai studiem un pic. Da. Dacă cere 15.000 dăm 10. Păi da. Și 21. Să punem și 10. Restul mai dăm în altă parte. Poate mai vin și baptice. Nu mai... Așa, mai câtea discuții pentru... Sau s-o udor. Dăm la pentecostal, dăm 15. Pe cere sau dacă nu... Păi dăm așa? Nu, când am cerut unul, eu zic să dă echitabil, că 7... Exact, 7, exact, că nu e echitabil, așa să rămână, că ies discuții prea mult. În momentul respectiv începe subiectivism deja. N-ajungem la niciun. E obiectiv, da, domnule, e mort egal. Da. Așa s-a discutat în ședința de buget. Am stabilit de atunci, nu știu de ce ați mai venit. Ba da, ba da. Ba da. Ba da. Ba da. Nu, 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 nu. De atunci trebuia să prevezi. Să fii prevăzut. Banii trebuiau cheltuiți până la ora. Nu lungit atât. M-au de angajat până la 31 de persoane. Deci să mai angajez. Bun. De la 31. Domnule, mă țineți condițiile limita bunului simț și cu asta basta. Deci nu, atunci, trebuie stabilit, da? Așa stabileam, erau banii dați, da. Da, tot atât, avem domnul votat odată secretarul, așa scrie. Da, dar avem suma și avem cereri, împărțim suma. Să rămânem și ala să la discuții. Nu am înțeles. Avem suma și avem cereri, împărțim toată suma la cereri. Ce mai lăsăm și ce mai... Împărțim la cereri și da. Deja așa sunt. Dar nu numai 600, mai sunt și alții, au fost bani pentru biserică, împărțim suma în funcție de cereri. Doamna, avem și toată suma asta este numai pentru biserici sau e era pentru culte, capitolul ăla mare? Era culte. Culte și ce se mai încadrează acum? Cultură, sănătate, cultură, sănătate, sport, ce mai fac. Tu te tragi mătoasă cu mă omori cu biserici. Că se bani produc. Bani produc ăștia, asta fac. Domnul Vlad, până a prins aceea 100.000 de lei, s-au atâncat pentru biserică, știți, asta e. Este o echipă de fotbalareți, am venit din eu care... Dar nu trebuie să-i baza, făcută baza sportivă. Și pe urmă te pune un manager la echipa care o să o fac. Da, bine. Așa, ca să mai reușești mai mici ceva. Poți să faci echipă dacă n-ai teren. Întâi trebuie baza și după aia. Așa, facem... Domnul meu, interesul este să scoatem tineretul din crâșmă. Cred că și este. Că la Horgești aici, când treci pe stradă, vezi mai boschetari de 30-40 de ani, merg în patru labe pe aici. Că s-au în crâșmă tot. Care sunt spânzuri, care moare, care nu știu ce. Toți sunt alcooliști. Nu mai vezi altceva. Serios acum. Vorbesc foarte serios. Mai investit în tineret și mai scoate-ți din crâșmi, domnul. S-a spânzurat toți. Nu vă gândiți niciunul la... Voi vă gândiți mai... Vorbesc foarte serios. Să vii și m-a dat să vezi ce activitate. Să vii să vezi ce activitate desfășură eu duminica și în fiecare zi de sărbătoare. Chiar vreau să vii ca virgulă masiria locală. Chiar da. Vreau să mă susțin. Dar încă n-ai făcut din bună. Nu, serios, adică să fii ceva pentru... Ce ar trebui să fii normal. Nu anormal. Hai să mă abia nu ne grăbim. Nu, bătiți să luăm o pauză. Să nu fii discuții, dar pentru și mazii. Păi da, punem la chestia asta, procesul verbal, propunerea 20, 20, 15, 20, cu 8. Cine e de pietă? Cu cine e de pietă? Nu te ia pe frate. Păi da, modificați la soldor și mai băgați și eva. Nu mai puneți de ani. Nu mai puneți de ani. Și până la oră, da, domnule, iasați așa un pic. E două biserici, domnule. Păi și la Horgești, și Galeriu, și tot două biserici. La noi și este. Nu mă știu. Până la urmă nu este proiect de hotărâre să-l supunem la vot. Asta, da, consultativ. Doi, este, trebuie înscris în procesul verbal cum s-o hotărâre 20, 20, da. 67. Când se supune spre aprobare procesul verbal la ședința următoare, ci nu trece, când nu îndeplinește majoritatea simplă, înseamnă că să ne ia în discuție. Păi așa să până mâini dimineață cu cioară în apă rece. Așa vă vreau, pe ce hotărâm dacă? Păi nu hotărâm, domnule, acum am să-i propune asta. Mai aveți bani pentru ei? Ce păi, dar nu rămas rezervă, nu am lăsat rezervă. Exact. 19.000 rezervă. Și după aia să hotărăști unde să duci. Care 19.000? 19.000. 19.000 rezervă. Da. Interesul dimineața răscoată de ei.
în curte. Să pune domnul președinte la vot, așa. Nu. Dar a spus că nu votăm, domnul, votăm ori nu votăm. Nu, să fie menționat, Consiliul Local așa a decis. Da. Asta trebuie, mențiunea. Da. Așa a decis. Deci, acolo mai adăugați ceva la... Nu, părerea cum i-a decis echitabil. Părerele sunt împărțit. Sunt două ori. Nu pot să zic așa, dacă nu este decizii, dar dacă specific suma asta care e propusă aici, trece sau nu, eu zic să o votăm și gata. Trece sau nu, 20-20, ce e acolo, 8-10. Supunem la vot, este pentru trece, nu trece. Supunem la vot, hai să rezolvăm și cu Soldor și rezolvăm și cu Bastide. Nu e de acord, nu votez, nu trece și gata. Am propus de acum anul și-o trece. Domnule, e de acord, votez, nu votez, cel mai zic. Domnule, stați un pic să vorbesc și eu. Domnul președinte, de acum anul am propus șanse să așa să fac un dispensar la Biserica Bastide, acolo. Am spus domnul primar, e de pe centrală, e de parcă la urmă. S-au făcut-o pe centrală. Trebuie să vină copiii la orice 3-4 km cu căruța, cu cutare, cu cutare, că nu la Baftiș, dacă acordă ăla o cameră, două acolo, zugrăvite, făcute. Domnul primar a zis că nu, dacă pleacă urechea la cineva și învață că... Dar nu plec de urechea la nimeni, domnule. Și nu faci asta atunci? Dar n-am dirat banii anii trecut. Am dat de anii trecut, domnule. Ați dat pentru biserică, domn primar, n-a dat pentru un cabinet. Bă, dar pentru biserică, domn, dar cum domn pentru cabinet? Dar există cabinet? Domnul, dar nu, dar există cabinet medical acolo? Primarul nu are pretenții de locașul care îl dă. Da. Îl dă gratuit, nu mă plătești da. Lumina când stai o oră, două, când vine doctorița. Dacă, parcă ce mare nu-i public, da. Nu trebuie bani între ce nu-i public, domnule. Dă la biserică. Trebuie să fii domeniul public, domnule. Nu ai voie să faci banii, domnule. Ce spuneți de-a voastră? Domnule, dar, nu știu de ce. Trebuie să fii domeniul public. Domnule, dar dacă vine doctorița asta, stați un pic, domnule, să vorbesc, domnule. Dacă vine la Lila Ion, acolo e domeniul public? Vine într-o casă de om acolo, da, de da, de să vină și doctor. Domnule, dar nu trebuie să-mi și acolo, dacă acordă ăsta două camere acolo, îți scos chestii, are și apa, are și tot, nu-i dar e cadrul bisericii, domnul meu. Cadrul bisericii. Domnule, nu mai faceți că am propus de după aia de sânii și tot ați spus. Dar dă-mi, domnule. Că trebuie centrală, că trebuie cutare, parcă la un gest din centrală. Domnule, dar am gândit. Lasă vină copiii aici, la orice. Eu, inițial, în suma respectivă, erau alocați pentru toate bisericile. Dacă nu vreți să le dăm la toate, bateți-vă și faceți cum vreți. Eu m-am gândit la tot din Oriaș și din toată comuna asta. Indiferent de religie, indiferent de cult, indiferent de tot. Da, domnule, dar eu am zis să dați și la Baftiș. Am zis să dăm, dar dacă nu vrem, păi ce faci, mamă? Dar și lor. Deci propunerea a fost să dăm și lor, dacă nu vrem, și mi-a spus că nu vrem. Că nu vrea domnul primar. Și vrea domnul primar. Nu a cerut înseamnă că nu vrea domnul primar. Și nu vrea domnul primar. Nu știe domnul primar. Nu-i informat. Păi și de ce nu vrea domnul primar? Vedem cine a spus. Omul nu are cerere la casa. Face domnul primar. Haideți să vedem cine de asta dacă vreți să voi. Poate nu știm. Cerem în domnul primar. Dă-le sau scrisă de sume din hârtie, suntem de acord cu ele sau nu? Hai, rețineți pentru sumele astea care scrisă. Dar cine o ridici mâna? Că ai avut intenția. Să le mai citească o dată ca să audă toată. Deci, încă o dată, domnia... Tu! M-am luat o șurată. Parohia Catolică 20.000, Parohia Ortodoxă Horgești 20.000, Parohia Recea 15.000, Parohia Recătă Horgești 20.000, Sohodor, Becicare Pesicostală, Sohodor 8.000, urmând ca 19.000 să rămână la dispoziție, mai primim cereri și să mai avem. Perfect, ce mai vrem de data? Hai, domnule, să vină să ceară. Că nu au cerut acolo, domnule, dar nu au pus suma. La la cine, domnule? La ortodox sau la ortodox? La ortodox am dat 20.000 la biserică. Există, da? Nu există biserica Sohodor, parohia Sohodor. Dacă părintele ortodox la ortodox. Domnul primar, dacă este cereri și pentru biserică, să trebuie să o știu în ultima fază că trebuia să te pună 16.000 pentru Horgești și zic eu cred că 6 sau 7.000 pentru Sohodor. Aici e puțin. Ei, în 20 nu, acolo o parte e lichitată. Părintele s-a gândit, știind ce buget, ce sume sunt alocate la buget, și de asta cu cererea. Da, și cu 7, 23, o cerut 23 și am alocat 20.
Noi la rece păi, clar, și la altul care ce e 150. Așa am așa putea să ceară 300. Să și poți să Dar trebuie înțeles că banii ăștia se virează în contul persoanei juridice respective. Reprezentantul cultului, bisericii. Biserica catolică, ortodoxă, este cu personalitate juridică și se virează banii în cont. Bisericii Sohodor nu-i poate vira biserica. Nu există, n-are cont. Nu există biserica Sohodor. Face parte din cadrul parohiei Vorgești. Nu răspunde comitetul ăla, gâna și mai știu cine. Nu răspunde preotul de aici. Deci o dată pe afară. Lasă atâta pe afară. Dar de ce de pe bani, el spune că eu sunt la Hurgești. El vă cheltuie. Dar oricum, este aferant ca să dăm mai mult decât aloca 20 de milioane cătăuni. Lasă, domnule, biserica din Am împărțit parohiile în mod egal. Ce trece când e de fapt? Domnul primarul a propus o sumă. Trece sau nu trece suma asta și gata. Hai să votăm. Cine pentru de acord cu suma care este? Nu vă duc. Împotrivă. Împotrivă sunt. Eu vreau să atât să spun să facă mențiunea că în cazul în care se re-repartizează sumele... Suma de 19.000 să avem un calcul și cerem acela. Abținere n-avem, nu? Puteți avea un calcul și copii, mai activitate extrașcolară, mai sunt șarte care sunt... Da, păi de ce am zis să rămână bani? Acolo. Da. Mai departe. Haideți să vedem la diverse. Mai mult decât ședința în sine. Da. Domnul Căliman, la diverse v-ați scris la cuvânt. Da. Două întrebări mai degrabă. Cu podul de la Zodian de aici, ce se mai face? E semnată cererea finanțare, dar drumul la pentru licitație. Bun. Și cu îngrădirea bisericii de la Gaia, întâlnit de la biserică, nu se mișcă nimic. Da. Acolo da. Să luăm măsuri, să vedem ce materiale trebuie și... Sârmă de Buzău și cusul din Rurup. Și gata, s-a făcut. Nu facem de sânire de oameni, domnul Bogdan. Nu s-a făcut la median, așa? Cu plasă de Buzău? Hai, vă spun așa, da, o măsă acolo. S-am cânat trecut de multe acolo. E de plasă bordurată, să așa e într-o mie. Îmi da cum e la gardul ăsta aici. Eu de ce sunt împotrivă? Pentru că la sănătate, la sport, nu s-a dat un ban, oameni buni. Când a venit Curtea de Conturi, m-a chemat aici, doamna... Ce mai mulți? Câte unul, câte la Curtea de Conturi... Domnul, dacă te rog frumos, zici pe următoare, să vii mai sportiv. Glatnică de 2 milioane. Hai, nu vorbiți, bine, ca să nu știu și eu și zici domnul Bogdan aici. Am spus. Da, domnul Crețu. Ce pot să spun? Aveam multe să spun, dar nu mai spun prea multe, că și așa ne-am certat aici, ca la ușa corte. Mintea mea este ca atunci când o să avem bani pentru cultii, să vină întâi cei ce cer, să, chiar să fim și noi împreună cu ei și în funcție de cerere, au dreptate o parte de noi. Dacă eu cer 5 lei și altul vrea să-i dau 10, poate nu vreau să iau, nu? Deci nu-i corect. Sincer să fiu. Nu, ca nu am sunt corect. Mesajul ăsta și la domnul meu Dămoc. Deci, pentru anul următor, o să fim aici împreună. O să facem, o să le cerem reprezentanților bisericilor și cultelor până întocmirea bugetului să vină cu necesar pentru a putea prinde suma. Dar gândiți-vă că trebuie să ne gândim chiar urmă, sau undeva. Ce mai important, domnul, dacă chiar urmări ce se face cu banii ăștia. Da. Păi eu știu că cineva poate să spună, se duce la o firmă și ia o factură de
50.000 de lei și de fapt el investește acolo 20 și în probleme și la bani. Lăsat, domnul, lucrez cu acte și știu ce. Răspunde, răspunde fiecare de ce. Răspunde, dar vreau să spun să vadă ceva acolo, cu omul ăla este pus în fața eroriașilor, nu? Și noi suntem cei care îi dăm bani. A doua problemă care poate credeți că fac separații cu zona asta unde suntem, într-o zonă de centru aici. Multă lume este foarte nemulțumită de modul în care se prezintă curățenie în zona asta. Eu nu sunt obligat, am spus-o și o mai spun încă o dată, să fac curățenie în stația de autobuz. Eu nu am închiriat stația de autobuz. Vă rog frumos să luați măsuri și să vină un reprezentant, cel puțin la 2-3 zile, și să adune hârtirii care sunt prin stațiile alea două. Sunt două stații, una pe dreapta și una pe stânga. Și o rugăminte mare. Mi-e și rușine să o spun, domnule, sunt femei care se bagă în să-i zic, salcâmea aia și își fac nevoile. Chiar nu găsim bani să cumpărăm un veceu de la public. Ecologic, oameni. Trebuie să avem grijă unde la plasăm, după aia să trecem în domeniul privat. Nu, domnul, sunt camere acolo. Nu fac probleme, sunt camere. Sunt camere, dacă ai uitat, sunt camere. Mai pus o primărie. Este nevoie de așa ceva. Mi-am ieșit rușine să... De multe ori pot să spun, băi, frate, dar ce intri tu la mine acolo și îți faci nevoie? Că, de fapt, investiția e mea. Deci la dumneavoastră, că minuta dumneavoastră. Nu, eu am spus că intră la mine. Domnule primar, dacă ai să intri la mine, eu am două camere. Am și pentru femei și pentru bărbați. Așa, am bunuțel și am respectat cu omul, da? Dar... Păi înseamnă că eu e ecologic, domnule. La ce trebuie să mai domnule? Haideți să nu știu de la sărit din domnule. Deci, asta ar fi un problem. Da. Și... La partea de... Dar am terminat cum... Sunt tot domnul Crețul ăla astea, dar ești... Asta e la așa ideea, să te numere de asta să-ți scriu. O să las pe data viitoare ce m-am zis. Nu sunt de mare. Doamna Tiena? Termină domnul Dămuta. Hai, domnul. Mulțumesc. Eu venisem, domnul primar, cu sugestia ca ceea ce discutăm la punctul ăsta de diverse, să veniți și cu răspunsul, cu demersul care s-a luat la solicitările la ședințele trecute. Senzația e că vorbim în gol. Avem niște cerințe, dar nu se face nimic în urmă. Mie și oarecum să mai spun iar, de bubeni, a câta oare? Avem bani prevăzuți în buget. De ce nu se ia? Nu vreți să le luați? Spuneți clar, domnule, nu vreau să iau bubeni și nu mai întrebați. Adică, cred că ar fi cel mai simplu de spus lucrul ăsta. Deja suntem semnă luna mare. Noi am aprobat acea mărire în februarie, martie. Nimic. Ați spus că oamenii nu plătesc. Deci oamenii plătesc. Nu există să nu plătească. Dacă nu plătesc acum, vor plăti la anul din urmă rămășițe că... Da. Nu există că nu vor plăti. Deci plătim, dar nu beneficiem. Deci, eu zic că e ultima oară când vă mai convenesc. Sper ca luna viitoare să fie cu bere. Deci, sincer... Și eu îmi doresc, să știi. Păi, nu, eu nu văd că vă doriți, sincer. Nu văd că vă doriți. Nu, asta e bine, prin ce voi vede lucrurile. Și voiam să vă întreb de plată de dezăpezire, 270 de milioane, aia e plăta pe toată iarna? Da. Ce e suma pe toată iarna? 270 de milioane? 270 de milioane. Să s-o plătești 50 de mii și nu au nimeni reacția asta. S-o plătești 50 de mii și nu s-o trec nici un tractor prin sat. Deci hai, să fim realiști. Când văd reacția de asta, văd până la 270 de milioane. Și v-aș răzut de o săptămână. Să recunoaște reacția asta. Potem? Ne-a ajutat și vreodată. De aia am și scăpat băiecte. Exact. Da. Da, dar altfel... Atât, mulțumesc. Asta. Cu ce am discutat în ședința anterioară, nu ultima, că nu am participat la ședință, cu cei de la sport social în ultima perioadă de când ne-am întâlnit ultima dată în ședința de consiliu, s-au adunat cu noi de pe drum, chiar și aici domnul Crețu la stație este persoana responsabilă, eu merg urmăresc, s-au adunat. Dar dacă am pățit ce s-a întâmplat azi dimineață, cine a mers pe deal, cine a coborât cu mașina sau a urcat, a văzut. Dacă ieri și aseară era curățenie, toată porțiunea de la vale, de aici, până la deal, azi dimineață a ieșit colegul de serviciu, Căliman Gheorghe, nu era mizerie, când am trecut de la magazin de la Andru, fostul Andru, până la trecut de casa lui Francisc, nu mai e al Francisc Dobor sau cine este, clar, cineva a aruncat, erau resturi de la
cutii de suc, erau hârtii folii de la dulciuri, vechi, murdare, se vedeau că au dat. Și răsturnată toată, îmi pare rău, nu mă interesează, toată zona aia era așa, se pare că erau mințe. Cu toate, cu seara nu era absolut nimic. Cei de pe partea cealaltă a drumului erau două cutii de Coca-Cola îndoite și două folii. Proaspete. Aia se vedea, le-au aruncat copiii când au trecut la școală. În partea asta, la altă, deci cu atâta răutate din partea cuiva, nu pot să spun cine, dar de la ora 7, când a coborât colegul meu 6:30, până când am coborât eu la 7:08, era, știți cum, toată zona aia, gunoi lângă gunoi, folie și toate prăfuite, deci vechi, adunate de cineva într-un sac în ziua și apoi aruncate în zona aia. Dacă s-a întâmplat așa și unde spuneți dumneavoastră, normal că mizeria se vedea, am trimis imediat și s-a făcut curățenie. Acum puteți vedea că e curățenie. Acolo nu avem. Acolo nu avem. Că rest am persoane responsabile. S-au cărat zilele acestea și lemne la școala Răcătău, tot cu cei de ajutor social, avem și mâine cărat. În privința podurilor acelea care trebuiau reparate, s-a făcut podul de la biserica, de la cimitirul ortodox, pentru că au venit oamenii cu materialele lor, cu scândură și cealaltă, că nu au ajuns încă materiale comandate de noi, deși referatul este în comandă, și acolo le-au folosit oamenii, au folosit materialele lor, pentru că stau și mai sunt care stau acolo în zonă, le-au urmărit, le-au păzit, că în partea asta, altă spate, altă. Continuăm cu podurile reparate, exact podurile spuse, în momentul când o să vină materialele toate. Și așteptăm și la... S-a cosit, s-a măturat asfaltul, așteptăm... S-a cosit pe marginea drumului. Așteptăm și școala Horgeș, m-au anunțat că săptămâna viitoare o să aducă și ei lemne și acolo o să fie chemați. Am avut la biserică, la cimitir, ne-au chemat oameni și la cimitirul ortodox și la cimitirul catolic și unde s-a mai solicitat la Răcătău, s-au trimis oameni de la ajutor social. În privința faptului că mai sunt, că mai beau, ce să spun, să știți că nu neapărat stau în acei 125 de sau 142 de lei și beau. E o boală și băutura, să știți că e o boală. Grea victor. Și indiferent, în cazul unde este o persoană, tot trebuie să-și plătească factura la lumină și... Și credeți că dacă n-ar avea acei 142 de lei, nu mai bea? Da. Trebuie să gândim și aspectul personal. E o boală băutura. E o boală și e foarte rău, mai rău e, nu pentru noi care vedem, pentru cel care o are. Pentru că e, nu, nu este bine. Dacă ați amintit că s-a cosit, am văzut că s-a cosit foarte bine, tot și am o întrebare. Da. Eu am discutat cu băietul care cosea și cosea nu o parte, zice, dar de ce nu cosești tot? Și numai jumătate trebuie să cosesc, că jumătatea cealaltă nu. Cum? N-am înțeles de ce. Discuție cu l-am întrebat. Prima, da? A zis, partea de la drum este a drumului public, deci a comunei, partea de lângă gard este partea fiecărui proprietar a gospodării. Și acolo, de ce nu se cosește cu aceeași cosetoare? Nu, s-au fost eu. Unde? Deci am crezut că doamna Vici o dată și a venit da. De. Deci eu l-am întrebat Gheorghe Căliman, de ce nu-i cosești numai bucățica asta, de ce nu-i cosești tot? De exemplu, la Negurii și... Doamne, nu cosești, că trebuie să cosești jumătate. Unii, partea despre drum. Da, pe asta spuneam. Deci am cupit jumătate, așa, toate și n-am zis, zic, cum măsori tu jumătate? Dacă greșești, faci mai mult, dacă greșești, faci mai mult. Asta una, și al doilea. Domnul primar, fără nicio glumă. Ei, una, noi când am discutat cu ajutor, da. Cu programul ăla pentru așa, s-a spus, doamne, merge și cosești la persoane care nu știu ce și am zis că apoi aproape toată comuna va trebui și că cam așa o să fie, nu știu, n-am m-am uitat dacă îmi procesul vreo să spun, dar nu are importanță lucrul ăsta. Și zic, mai de ce nu? Doamne, să facem economie la benzină. Câtă benzină s-a cheltuit anul trecut? A fost solidarului, da. Cam câtă? Pentru că ăla care cosește, bine, eu am dat un kilogram de benzină și-o cosit tot și la noi acolo. Dar nu asta e problema. Ăla care aici s-a cosit cu moșul cositoarea și dincolo dă cu sapa, dă cu coasa lui, cum poate, sau nu mai dă cu din loc. Nu arată bine. Mai degrabă, îl punem pe om să dea să aibă fiecare o jumătate de litru de benzină sau eu știu ce trebuie acolo și oamenii vor avea, ca să mai ales la drumul județean. Dacă, asta este o părere, dumneavoastră, vedeți, dacă se cheltuielile așa de mari, îi rost ca să, până acum nu erau motocositori și tot să făcea ceva.
toți se mai curățau și altfel. Da. Asta și încă o clarificare, că n-am fost la ședința de Consiliu Local trecută și a fost discuția de acele panouri, că s-au comandat panouri de orientare turistică. Culturare, de orientare turistică. Nu, referatul meu este, pot să-l și aduc. Ni s-a spus clar că, de exemplu, căminul Răcătău, și pentru el am făcut, este căminul comunei, dar nu are nicio plancadă care să nu apună terenul acela. Deci, pentru aceea, ca să înțeleagă că am înțeles, s-au făcut niște glume pe această, pe acest subiect cu turistiți. Domnul Dămuc a făcut aria marcă și a făcut-o corect. Erau prea multe indicatoare din astea de orientare turistică. Nu, eu am referat, este înregistrat. Da. Turistici. Acum problema mea este... Așa era specificat. Știi, eu, pe tocmai aici am vrut să lămuresc, pentru că este... Da. E pornete la un referat al meu. Eu am făcut pentru Căminul Răcătău, chiar așa apare și în referat, pentru Căminul Răcătău, acel indicator... Acum eu vreau să vă întreb niște lucruri legate de curățenia asta. Ați avut în vedere doar drumul județean sau și ulițele? Am început acum cu drumul județean, am făcut și acolo la Răcătău, am mers și partea de la Coca, de la Macare, până la Biserica Ortodoxă. Când e la Casa Parohială? Și exact ieri am avut discuția, următorul, dar acum mi-a cerut la lemne că totuși au fost câteva mașini de punte și mergem pe zona aceea. O altă rugăminte de-a mea, ar fi bine de podețul ăla de la Galer să-l desfundați, n-a fost desfundat niciodată. Știți, dintre Casa Parohială și Binerică, știți? La Galerie. La Galerie, nu la Galerie. La Galerie, da. Mă uitam acum și eu, pe drumul ăsta, de la... din Lagăr, mă scuzați. Da. A, la Binerică și Casa Parohială. Și mai avem în vedere, deja am vorbit cu oamenii la Recea, mergem... Știți că bunelele de pe margini sunt pe domeniul public. Da, așteptăm niște materiale, că referat am făcut, să reparăm acea... adăpătoare cu apă de la Recea. Așa că, ca un alt răspuns, da. că doamna Vici, vorbesc cu dumneavoastră, ca și un alt răspuns legat de cei care nu își fac, nu stai cu ele din fața casei, că deja vulpile și alte animale se fac și stau foarte bine. Deci, domnul președinte, vreau să intervenim numai o propoziție mai. Aveți în vedere cu vas, îi sancționați într-un fel pe cei oameni. Domnul primar, da. Poate mă domnul primar răspuns aici. Că sunt destui din ăștia care... Adică e păcat, partea care ține din instituția publică, de gen școală, ce mai avem, arată bine. Nu găsești proprietarul, eu îl găsesc pe domnul Costică Mitică, nu și-a proprietat, îi dau amendă, lângă e vecinul pe care nu-l găsești și nu-i dau amendă. Și atunci, deci, domnului Costică Mitică îi dau amendă, domnului... Proprietarul stă zi și noapte acolo, doar de... Nu, sunt care nu stau. Mă refer unde... Da, unde e dată. O să spună, da, vecinul meu, de ce nu e data mea? Domnul președinte, Domnul Crețu, montează firma sau... Nu, iluminatul public este un serviciu primăriei. Ah, și lămpile trebuie să le montăm noi ca și primărie. Da, atâta timp cât pe serviciul nostru vrem lumină, punem lumină. Punem și noi niște lămpi acolo? Bă, să facem un necesar și punem. Nu ar fi rău. Atât am avut de spus. Da, domnul Crețu, poate. Deci, cred că s-a mai liniștit un pic atmosfera aici. Turburat. Ce vreau eu să... Vreau să mai... Este o zonă foarte importantă. Văd să trece și primar, și viceprimar. Și nimeni nu observă că din zona de la fostul sediu ce apeșă până la pod aici, aproape de pod, se trece și din Munteanu, nu este desfundat șanțul oamenilor. Dar cineva plantează, haide să nu exagerăm de acolo. Cine pune pom, nu te atingi de pomul lui, zona lui. L-a curățat, o curăță primărie. Nu discutam de pom, nu discutam de șansul care mi-a zis. Domnul, ești primarul și nu știu eu. Te rog frumos. Știi, omul nu vreau Mi-a cerut permisiunea, am dreptul la cuvânt. Așteaptă să-mi termin expunerea. Domnul primar, vreau să repet un pic ca să înțeleagă. Deci șansul de la fostul CAP venind înspre... Îți fi mitică Costică pe partea, nu este desfundat și când vine apa, vine
vine vâl-vâl la mine acolo jos. A văzut ce prăpăd mi-a făcut. Aici, aici a spus domnul, pentru că fiecare are, e proprietar acolo. Are acolo un da, mai înainte se spunea că șansă e de două. Nu, mă refer că acolo e cetățean. Păi nu, haideți să nu o luăm așa. Da, dar mergeți în fiecare. Speriați un pic. Este un public de la gage la asta. Haideți o dată. Domeniul public, sigur că nu. A terminat, domnul Crețu? N-am terminat, vreau să iau părerea domn primar. Avem de gând să facem șanțuri dacă nu este noi, noi nu, avem de gând să anunțăm oamenii să-și facă șanțuri. Dintre proprietari. E cum vorba cuiva, cum e proprietar când pune nucul și nu rupi nucul de pe, sau de pe șanț. Sau mașina de piatră și o pune în șanț și șanțul e al lui. Așa de fie și moment responsabil. Domnul ăla e drum județean și șanțul ăla trebuie făcut de noi. Nu-l face nimeni, domnul meu. Șansul în sine. Cât proprietarul în sine. Da. Ei, trebuie pus în vizită. Haideți, mai avea și eu ceva de, de întrebat, dacă se încep lucrările la drumuri, cam ce aveți în plan ăsta. Da. Să... Nu mai puțin, domnul Dutre. Da. Trebuie să vă aduc la cunoștință că s-a semnat zilele astea un contract de balastare. Și avem în, în vedere de a pune logic în toate, toate satele comunii. M-am rămas anul trecut cu sohodorul principal. Concești s-a spus jumătate, sohodorul două mașini. Așa? Urmând ca să o facem o, o tot la fel echitabil să fie, să ajunge cu piatră prin majoritatea. Deci o să aduci în discuție în altă ședință. Adică, trebuie să știți exact drumul, exact. Nu, stabilim în momentul respectiv. Nu, pentru deci începând din 4 iunie vom începe la spunea de balastare. Având în vedere că două zile libere săptămâna viitoare. Mai sunt șanțuri să treacă cu greidele peste tot, pentru că se dreleze. Bine, domnul primar, bine și cu el a gestat la șanțuri sau... Nu, nu, nu mai greide. Nu mai greide, da? Da, da, la balastare asta s-a întâmplat, da. Pentru că chiar eu i-am zis, anul trecut, balastare a fost aproape jumătate Horgeș și la Sodor două mașini s-au adus de la pompa de apă în sus, acolo era noi. În rest nu s-au adus deloc nici Valea, nici... Corect, dar primia să verem și văzut acolo... Așa, da, domnule, păi asta și vrem, asta și vrem. Și identificați zonele care sunt de fapt. Acum și în Sodor știți care e problema? Unde nu s-a adus? Cât e uscat, e foarte bine. Dar în momentul când o să plouă, acolo chiar n-a fost balat deloc. Se vede unii comuni. Facem o tură a comunii și stabilim până pe data de 4 iunii. Unde trebuie doar o mașină, două, unde trebuie 10, doar 5. Așa e. Bun, cred că am putea să închidem. Să vedeți, mai las, nu vreau să vedeți.